Am auzit că Cheng Yong Wang și mulți alții se întâlnesc să citească cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și și-au renoit astfel credința și dragostea. Este de necrezut. Pot fi cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mai presus de adevărul Bibliei? De ce atâția credincioși adevărați își îndreaptă credința spre Dumnezeu Atotputernic? Tu ne apari în strălucirea ta și slava ta în noi se manifesta. Popoare întregii regilor vin spre lumina sacră ce o emani. Te uiți în jur și vezi pe fiii tăi cum se adună în jurul tău. Ei vin cu toții din depărtări și fiicele tale în brațe tu le toți. Tu ne conduci pe drumul cel bun spre împărăția ta. Sfânt e cuvântul tău cu care ne străpungi adânc, Dumnezeu Atotputernic. Îți mulțumim, slavă ție. Toți împreună. Minunat. Ce frumos! Slavă lui Dumnezeu! În zile de părtășie, mâncând, bând și împărtășind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am progresat. Amin, așa este. Am simțit cu toții cum cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic ne este adevăr și realitate. Amin. În aceste câteva luni ne-am întărit mult mai mult credința în Domnul decât am făcut-o în mulți ani. Da, chiar așa. Da, chiar așa. Așa este, are dreptate. Am înțeles aspecte ale adevărului pe care nu le cunoșteam înainte și ne-am regăsit cu toții credința de la începuturi. Ne-am bucurat de lucrarea aparte a Duhului Sfânt. Slavă lui Dumnezeu! E ca și cum am fi fost față în față cu Dumnezeu. Da, așa e. Suntem cu adevărat binecuvântați. Amin. E confirmarea lucrării Duhului Sfânt și a credinței din inimile noastre. Amin. Amin. Da, așa este. Suntem tot mai luminați. Suntem luminați. Ce păcat că primim așa de târziu cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Regretabil că abia acum îl primim pe Dumnezeu Atotputernic. Da, așa e. Dacă cineva e de vină, aceia sunt pastorii și bătrânii religioși, acei farisei fățarnici care ne-au subjugat cu ideile și minciunile lor. Da, da, așa e. Dar acum am constatat că toate cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt expresia Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cuvintele Sfântului Duh către biserici în zilele de pe urmă. Amin. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu și am acceptat pe Dumnezeu Atotputernic ca a doua venire a Domnului. Amin. Amin. Unicul și singurul Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Slavă lui Dumnezeu! Putem spune că am fost răpiți la cer în fața tronului lui Dumnezeu. N-am dreptate. Am fost răpiți la cer în fața tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat harul său și preamărirea. Da. În ultima vreme am citit mult din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic și am ajuns să înțeleg adevăruri ce ani de zile m-au lăsat perplex. Da. Am rezolvat probleme și confuzii cu privire la propria mea credință și am atins un nivel de înțelegere tot mai clar. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt vaste. Ele mi-au deschis ochii spre o lume nouă. Orice pasaj citit din cuvântul lui Dumnezeu îmi hrănește sufletul. Este apa vie ce curge din tronul lui Dumnezeu. Cu cât citesc mai mult, cu atât inima mi se umple. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Hai să ascultăm un alt pasaj. Bine. După cum se vede, n-am transmis adevărul Bibliei într-un mod suficient de clar. Frații și surorile noastre înțeleg prea puțin cuvântul Domnului. Nu au discernământ. Ei nu reușesc încă să rămână pe calea cea dreaptă. Ai dreptate. Trebuie să continuăm să-i expunem adevărului Bibliei. Numai așa vom fi siguri că vor rămâne pe calea cea dreaptă a Domnului și nu vor ceda fulgerului de la răsărit. Iată cum văd eu lucrurile. dacă fulgerul de la răsărit a apărut cu adevărat de la Dumnezeu și dacă cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic e cu adevărat adevărul și glasul lui Dumnezeu, atunci tot mai mulți credincioși vor căuta să urmeze fulgerul de la răsărit. Și dacă așa stau lucrurile, nimic nu-i va opri. Cu toate astea, dacă ar fi fost o lucrare omenească, o organizație creată de oameni, ar fi dispărut deja sau ar fi sucombat în fața represiunii brutale a Partidului Comunist Chinez. Cum se face, deci, că dimpotrivă ei prosperă și se dezvoltă atât de repede? Așa ceva nu orice om o poate face. De la o vreme mă întreb mereu dacă nu cumva fulgerul de la răsărit e într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu. Dar asta mi se pare imposibil. Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu nu pot exista în afara Bibliei. Și totuși, în ultimii ani, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic s-a dezvoltat atât de repede. Acești oameni au rezistat în pofida represiunii brutale și arestărilor conduse de Partidul Comunist Chinez. Numai lucrarea lui Dumnezeu ar fi putut face posibil acest lucru. Oare fulgerul de la răsărit a apărut cu adevărat de la Dumnezeu? Într-adevăr, e greu de spus. A sosit fratele Hu. Să mergem. Haideți. Haideți. Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și nepieritoare a adevărului. Acest adevăr este calea prin care omul va câștiga viața și singura cale prin care omul îl va cunoaște pe Dumnezeu și îi va fi plăcut lui. Dacă nu căutați calea vieții oferită de Hristos în zilele de pe urmă, atunci nu veți obține niciodată aprobarea lui Isus și nu veți merita niciodată să intrați pe poarta împărăției cerului, căci sunteți doar o marionetă și un prizonier al istoriei. Cei care sunt controlați prin regulamente, prin scrisori și legați de istorie, nu vor dobândi niciodată viața și nu vor putea niciodată să obțină calea către viața veșnică. Aceasta este deoarece tot ceea ce au ei este apă tulbure care a stagnat de mii de ani, în loc de apa vieții ce izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Cei ce nu primesc apa vieții vor rămâne pentru totdeauna hoituri, jucării ale satanei și fii ai iadului. Cum ar putea ei, deci, să-L vadă pe Dumnezeu? Dacă nu încercați decât să vă agățați de trecut, să păstrați lucrurile așa cum sunt stând pe loc și nu încercați să schimbați statul cu voul și să renunțați la istorie, atunci nu veți fi întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Etapele lucrării lui Dumnezeu sunt vaste și puternice ca valurile devastatoare și tunetele care se rostogolesc, iar voi, în nebunia voastră, stați și așteptați pasiv distrugerea, fără să faceți nimic. În felul acesta, cum puteți fi considerat cineva care merge pe urmele mielului? Cum puteți justifica Dumnezeul de care vă agățați ca pe un Dumnezeu ce este întotdeauna nou și niciodată vechi? Și cum pot cuvintele cărților voastre îngălbenite să vă aducă spre vremurile cele noi? Cum vă pot conduce să aflați etapele lucrării lui Dumnezeu? Și cum vă pot purta până la cer? Ceea ce țineți voi în mâini sunt scrisori ce nu vă pot oferi decât o mângâiere temporară, nu adevărurile dătătoare de viață. Scripturile pe care le citiți sunt cele ce vă pot doar îmbogăți limba, nu cuvintele de înțelepciune care vă pot ajuta să cunoașteți viața omenească și cu atât mai puțin căile ce vă pot duce spre perfecțiune. Chiar nu vă dă de gândit această nepotrivire? Chiar nu vă permit să înțelegeți tainele cuprinse înăuntru? Sunteți în stare să vă oferiți cerului pentru a-L întâlni singur pe Dumnezeu? Fără venirea lui Dumnezeu, vă puteți voi sui la cer ca să gustați din fericirea familiei cu Dumnezeu. Încă mai visați și acum? Vă sfătuiesc atunci să vă opriți din visare și să vă uitați la cine lucrează acum, la cine face acum lucrarea de mântuire a omului în zilele de pe urmă. Dacă nu, nu veți dobândi niciodată nici adevărul, nici viața. Cine ar putea veni aici acum? Cine e acolo? Liniște. Doamne, apără-ne! O fi cineva din biserica noastră. Mă duc să deschid. Cine o fi la ușă? Ce s-a auzit? Oare cine o fi? Nu știu. Pastorul Jiu și bătrânul Liu. Intrați, vă rog. Sunt pastorul Jiu și bătrânul Liu. Pastorul Jiu și bătrânul Liu sunt aici. Frate Chen și frate Lin, de ce citiți din cărțile fulgerului de la răsărit în loc să citiți Biblia la adunări? Ba chiar vă uitați la filmele lor. S-ar spune că ați devenit adepților. Cum ați putut face asta? Credința noastră se bazează pe Biblie. În părtășiile noastre trebuie să interpretăm Biblia. Amin. Neglijând Biblia, vă îndepărtați de la căile Domnului, vă opuneți Domnului, îl trădați. Amin. Să vă spovediți Domnului și să vă pocăiți cât mai repede. Amin. Profețiile care anunță întoarcerea Domnului s-au împlinit deja. Ceasul cele de-a doua venire a Lui se apropie. Se poate întoarce în orice moment pentru a ne ridica în împărăția cerurilor. Amin. Voi doi ar trebui să îndemnați pe frații și surorile voastre să citească mai mult Biblia. Ar trebui să vegheați și să vă rugați și să așteptați venirea Domnului. Amin. Numai prin citirea Bibliei putem rămâne neclintiți pe căile Domnului. Iar când Domnul va veni, vom fi duși de El în împărăția cerurilor și nu vom fi alungați. N-am dreptate? Domnul a venit cu cuvinte noi. Dacă ai dreptate, nu există adevăruri care să poată fi înțelese prin Biblie mai bine decât prin cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Frate Chen, înțeleg că citiți cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic la adunări și de asemenea împărtășiți cuvântul Său. De ce nu citiți Biblia? Spuneți-mi, ce se întâmplă aici? Bătrâne Liu, pastore Jiu, de ce nu luați loc? Da, luați loc, vă rog. Luați loc, bătrâne Liu, puteți să ne așezați aici. Bătrâne Liu, pastore Jiu, în ultimii ani, toată lumea religioasă a devenit tristă și pustită. Mulți și-au pierdut credința și dragostea. Prezența la adunări e în continuă descreștere. Sunteți conștienți de această situație. Din cauza situației deznădăjduite a bisericii și în special a lipsei de sprijin în viață, a trebuit să pornim în căutarea lucrării Duhului Sfânt. Așa este. Și acum am aflat în sfârșit ceea ce spune Duhul Sfânt bisericilor. Amin. Amin. Am auzit glasul lui Dumnezeu și am aflat urmele lucrării Sale. Exact. Amin. Nu-i oare acesta un motiv de bucurie? Exact. Exact. De ce continuați să vă opuneți? Da. Spuneți că credința noastră în Domnul trebuie să fie în acord cu Biblia, că în adunări și în predici trebuie să interpretăm Biblia. În toți anii ăștia, nu am citit oare Biblia de atâtea ori? Nu ne-ați interpretat chiar dumneavoastră Biblia de atâtea ori? Și cu ce ne-am ales? Ne-am bucurat cumva de lucrarea Duhului Sfânt? Nu există nicio loc de ea. Viețile fraților și surorilor noastre nu au primit niciun dram de hrană spirituală. Ei au devenit indiferenți. Unii chiar au decis să părăsească biserica. Nu știați despre toate acestea? Dacă nu vom continua să căutăm arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, să căutăm cuvintele Duhului Sfânt către biserici, ne vom bloca în această situație sau vom muri de foame. Așa da, e. Sigur, așa e. Într-adevăr. Acum, pe măsură ce bem și mâncăm cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, condiția noastră spirituală devine tot mai normală. Credința și iubirea noastră au fost reînnoite. Am gustat dulceața și am experimentat bucuria lucrării Duhului Sfânt. Pe măsură ce citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, simțim că aceasta este cu adevărat vocea lui Dumnezeu, a Domnului Isus întors. Amin! Cu cât citim mai mult cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, cu atât înțelegem mai mult, începem să vedem mai clar și să avem o cale de urmat. Se pare că abia acum am intrat pe calea cea bună a credinței. Într-adevăr. Nu sunteți și voi fericiți să vedeți cât de binecuvântați suntem? Nu sunteți și voi dispuși să întâmpinați arătarea Domnului? Ba da. Ba da! Nu putem continua să rămânem atașați doar de Biblie. Trebuie să căutăm și să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Da. De ce nu citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic? Vedeți și singur dacă cuvintele lui sunt într-adevăr ale Domnului întors, cuvintele Duhului Sfânt către biserici și expresia căii, a adevărului și a vieții. Aceste lucruri sunt mai importante decât orice altceva. Dacă aceste lucruri devin limpezi, după ce le-ați citit, veți ști cine vorbește prin aceste cuvinte și cine împlinește lucrarea judecății din zilele de pe urmă. Așa e. Poate face așa ceva. Ca pastor sau ca bătrân, nu ar trebui să-i studiați lucrarea în felul acesta? Da, așa e. Aveți perfectă dreptate. Acum, de fiecare dată când citim cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, înțelegem mai bine adevărul și rezolvăm din problemele noastre. Avem modalități de a practica indiferent de problemele cu care ne confruntăm. Găzduiesc aceste adunări, iar diferența este clară. Înainte, credeam că o întâlnire pe săptămână era prea mult. Acum, se pare că de 3 ori pe săptămână nu este de ajuns. Așa e. Primim atât de multe din fiecare întâlnire. Nu este asta o consecință directă a lucrării Duhului Sfânt? Amin. Nu-i asta dovada că Dumnezeu Atotputernic exprimă adevărul? Amin. Da, chiar așa. În adunările noastre de astăzi, cu cât împărtășim mai mult cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, cu atât îndoielile noastre se risipesc și înțelegem cu toții mai bine adevărul. Sinceră să fiu, interpretările voastre despre Biblie nu au avut niciodată acest efect asupra mea. De ce de îndată ce citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, începem să vedem mai clar adevărul și să înțelegem mai bine? De ce citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, primim sursa vieții, înțelegem voința lui Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu și primim lucrarea Duhului Sfânt? E dovada că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și vocea lui Dumnezeu. Amin. De ce nu cercetați calea cea dreaptă? Veniți să vedeți și singuri cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Amin. Veniți să vedeți și singuri. Nu pierdeți această ocazie. Slavă Domnului! Prin cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic ați primit sprijinul unei vieți și a unei credințe reînnoite. Cu toți aveți o adevărată plăcere de a vă împărtăși. E foarte bine. Slavă lui Dumnezeu! Noi nu ne opunem studiilor și cercetării voastre despre calea cea adevărată. Dar problema e că venerându-L pe Dumnezeu Atotputernic, voi abandonați numele lui Isus. Nu ne putem abate de la cuvântul Bibliei. Toate cuvintele din Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Citind Biblia, citim cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Nu înțeleg de ce aveți nevoie să căutați cuvântul lui Dumnezeu în afara Bibliei. Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu sunt toate în Biblie. Amin. N-ați înțeles-o încă? Ați predicat Biblia ani de zile. Știți că ea conține cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu. Bine. Cuvântul lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei. O doctrină ce se abate de la Biblie e o erezie. Nu înțelegeți asta? De ce citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic? De ce? Spuneți-mi! Pastore Ju, bătrâne Liu, dați-mi voie să vă întreb, în toți anii dumneavoastră de interpretare a Bibliei, de ce în timpul adunărilor nu v-ați bucurat de lucrarea Duhului Sfânt? Da, chiar, de ce? De ce nu am primit sursa vieții când v-am ascultat interpretându-ne Biblia? Bine. Ia spuneți, v-ați gândit vreodată la asta? De ce prin citirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic am înțeles atât de multe adevăruri? De ce primim lucrarea Duhului Sfânt când mâncăm, bem și părtășim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic în adunări? Amin. Nu înțelegeți implicațiile acestui lucru? După cum știm, Iisus a promis că se va întoarce. El se va întoarce pentru a împlini lucrarea de judecată începând cu casa lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic împlinește doar această lucrare de judecată începând cu casa lui Dumnezeu. Amin. De ce nu studiați? Și de ce nu cercetați? Așa e. Da, ar trebui să cercetați. Chiar credeți că Biblia poate înlocui cuvintele și lucrarea Domnului nostru Iisus întors printre noi? Chiar credeți că interpretarea Bibliei poate fi un substitut pentru căutarea și ascultarea vocii lui Dumnezeu? Pretindeți că Biblia este în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Și pe temeiul acesta încercați să împiedicați oamenii să caute și să studieze calea cea dreaptă. Nu este o împotrivire față de Dumnezeu? Amin. Da, clar este o împotrivire. Poate cuvântul lui Dumnezeu scris în Biblie să înlocuiască cuvintele Duhului Sfânt către biserici, așa cum este profețit în cartea Apocalipsei? Poate Biblia servi ca înlocuitor pentru judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă? De la început v-ați agățat de niște idei pe cât de absurde, pe atât de false. Nu e de mirare că i-ați împiedicat pe credincioși să caute calea adevărată în orice mod. Ar trebui să reflectați asupra acțiunilor voastre. Nu-i mai împiedicați pe oameni să caute calea adevărată. Da, așa este. Așa ar trebui să facem cu toții. Când Iisus și-a început lucrarea, fariseii au folosit Biblia ca să-i se opună cu tărie și să-l condamne. Ba chiar i-au împiedicat pe ceilalți să-l urmeze. Și ce s-a ales de ei? N-au trebuit să îndure blestemele și pedeapsa lui Dumnezeu? Așa e, nu putem face aceeași greșeală. Nu urmăm aceeași cale. Faptul că farisei au eșuat nu vă e indiferent, sunt sigur. Nu putem merge pe aceeași cale greșită. Bătrâne Liu, pastore Ju, de ce nu veniți să citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic cu noi? Da. Să vă convingeți dacă cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt cele ale lui Iisus întors. Dacă Domnul s-a întors cu adevărat, n-ar trebui cu atât mai mult să cercetăm? Da, ar fi bine. Bătrână Liu, pastore Ju, mâine martorii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic vor veni să discute cu noi. Veniți și dumneavoastră? Da, așa e, veniți cu noi. Dacă aveți întrebări, ni le împărtășiți și le discutăm împreună. Corect, cu cât discutăm mai mult, cu atât înțelegem mai bine și mai clar adevărul. Bine atunci. Slavă lui Dumnezeu. Și pastorul Ju? Bine, invită-i. Chiar îmi doresc să văd și eu care este treaba cu fulgerul de la răsărit. Slavă lui Dumnezeu! Ce e? Ce te poate frământa la ora asta? Astăzi am fost cu pastorul Ju la adunarea de la Cheng Yong Wang. Se pare că chiar cred în fulgerul de la răsărit. Serios? Da. N-am crezut niciodată că în doar câteva luni fratele Chen și ceilalți vor predica deja într-un mod atât de profund. Împărtășirea adevărului are la ei o bază foarte solidă. Nu înțeleg asta. Cum de-au putut progresa atât de repede? Se pare că în tot timpul ăsta au studiat învățăturile fulgerului de la răsărit și au citit cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Adevărul pe care îl împărtășesc este incontestabil. Nu poți decât să fii convins. Calea fulgerului de la răsărit chiar conține adevărul, se pare. Nu e de mirare că atât de mulți buni credincioși care caută adevărul și-au pus credința în fulgerul de la răsărit. Din ceea ce spui, se pare că fulgerul de la răsărit merită cu adevărat să fie studiat. Alminteri, de ce atât de mulți buni credincioși ai bisericii noastre și-ar întoarce credința către fulgerul de la răsărit? Spune-mi, Zhizhong, crezi că fulgerul de la răsărit ar putea fi cu adevărat întoarcerea Domnului Isus? E greu de spus. Mâine dimineață, fratele Chen va invita membrii ai Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Ne vom împărtăși împreună. Voi folosi această ocazie pentru a face o investigație. Deși cred totuși că credința în Domnul nu se poate abate de la Biblie. Cât de fericită sunt că ne-am putut întâlni. Sunt bucuroasă că vom afla alte adevăruri. Mă bucur că ne-am luați loc, vă rog. Da, luați loc. Slavă lui Dumnezeu! Dați-mi voie să fac prezentările. Iată frații noștri, Gao Ji Wang și Song Yang din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Slavă lui Dumnezeu! Aceștia sunt pastorul Zhu și bătrânul Liu din biserica noastră. Fiți bineveniți în biserica noastră pentru a împărtăși cu noi adevărul. Luați loc, vă rog. Luați loc. Știm cu toții că, de când Dumnezeu Atotputernic și-a început lucrarea judecății în China în zilele de pe urmă, mulți oameni din diverse confesiuni care tângeau după arătarea lui Dumnezeu s-au întors spre Dumnezeu Atotputernic. Da, așa este. Ei au fost răpiți la cer în fața lui Dumnezeu pentru că au auzit glasul său. Adevărat. Și s-au bucurat de sursa de apă vie ce izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Amin. Ei au participat la nunta mielului. Amin. Acestea sunt fecioarele înțelepte care au fost duse înaintea tronului lui Dumnezeu. Da, amin. Așa e. În urma acestor câteva luni de cercetări asidue, acest adevăr ni s-a relevat. Da, așa e. Slavă lui Dumnezeu! Înainte, ne bazam pe propriile noastre închipuiri și noțiuni. Am crezut că Biblia era inspirată de Dumnezeu și că era cuvântul său, că îl reprezenta pe Dumnezeu și că, prin urmare, cuvintele ei reprezentau cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu. Credeam că aderarea la Biblie ne va mântui și ne va asigura locul în împărăția cerurilor. Și prin urmare, am ignorat complet lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Am trăit în întuneric și în dezolare. Am pierdut prezența Domnului și lucrarea Duhului Sfânt. În această situație, am căutat o biserică în care se mai păstrează lucrarea Duhului Sfânt. Da. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu ne-a binecuvântat cu harul său și ne-a permis să-i auzim vocea, să aflăm urmele lucrării sale și să ne întoarcem la el. Amin! Slavă lui Dumnezeu! În urma acestei experiențe și din acest fapt am învățat cum ar trebui să interpretăm Biblia și care este adevărata relație dintre Dumnezeu și Biblie. Înțelegerea acestui aspect al adevărului este foarte importantă. Da. Aceasta determină dacă vom fi aduși în fața tronului lui Dumnezeu sau nu, dacă vom intra sau nu în împărăția cerurilor. Da, chiar așa. Dacă această problemă nu este rezolvată, toate aceste false noțiuni ne vor împiedica să căutăm calea adevărată. Da. Falsele teorii ale lumii religioase s-au opus cu adevărat lui Dumnezeu. Prin urmare, este esențial să căutăm adevărul despre relația dintre Dumnezeu și Biblie. Bine. Da, este un punct crucial să cercetăm acest adevăr. Exact. Acum, dacă aveți întrebări, nu ezitați să ni le puneți, să le împărtășim împreună. Da, bine. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Ce minunat! Frate Gao, frate Song, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Mărturisiți că Domnul Isus a sosit deja și că El este Dumnezeu Atotputernic. că el a exprimat multe adevăruri și că împlinește lucrarea judecății din zilele de pe urmă. E adevărat? Bine. În opinia mea, este imposibil. Întotdeauna am susținut că cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu sunt consemnate în Biblie și că ele nu există în afara Bibliei. Așa e. Noi credem că credința în Domnul nu se poate lepăda de Biblie. Atâta timp cât vom urma Biblia, vom putea intra în împărăția cerurilor. Amin. E ceva în neregulă cu această înțelegere? Vă rugăm, discutați cu noi. Bătrânul Liu are dreptate. Toată lucrarea lui Dumnezeu este în Biblie. Amin. E imposibil ca Dumnezeu să vorbească și să lucreze în afara Bibliei. Biblia cuprinde deplinătatea mântuirii lui Dumnezeu. Biblia îl reprezintă pe Dumnezeu. Amin. Credința noastră se bazează pe Biblie. A ne abate de la ea este o negare și o trădare a Domnului. Amin. Nu sunteți cu toții de acord cu mine? Așa e. Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu sunt toate cuprinse în Biblie. Indiferent de ce se întâmplă, trebuie să venerăm și să respectăm Biblia. Amin. Amin. Ce poate fi greșit în asta? Ha, Biblia e tot ce avem nevoie pentru a ne pune în practică credința în Domnul. Amin. Se înșală. Da, da, Dumnezeu trebuie să-L venerăm, nu Biblia. Cum ar putea fi altfel? Frați și surori, din ceea ce spuneți reiese că toate cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu sunt în Biblie, că Biblia conține toată mântuirea care vine de la Dumnezeu și că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei. Întreaga lume religioasă crede acest lucru, deși nimeni nu poate să verifice cu adevărat validitatea acestui punct de vedere. În trecut, am tratat toate problemele conform Bibliei. Așa că vă întreb, această viziune a lumii religioase, este ea conformă cu Biblia? E conformă cuvântului lui Dumnezeu? Nu. Nu. Domnul Iisus nu a spus niciodată așa ceva în Biblie. Nici Duhul Sfânt nu a spus niciodată așa ceva. Și atunci vă întreb, de unde a apărut această idee? Amin. Chiar, de unde vine? Bine, vă ascultăm. De unde vine ideea asta? Exact, vă ascultăm. Bine, răspunsul nu e foarte greu de explicat. Putem spune cu certitudine că această noțiune a lumii religioase vine în întregime din concepția și imaginația omului. Exact, concepția și imaginația omului. De ce spun asta? Știm cu toții că Noul și Vechiul Testament sunt doar niște consemnări a două etape ale lucrării lui Dumnezeu. Cât despre cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu în epoca legii și epoca harului, poate cineva pretinde că Biblia redă o istorie completă? Nu. Poate cineva dintre noi pretinde că tot ce a spus Dumnezeu prin profeți în epoca legii și toate cuvintele Domnului Iisus în epoca harului au fost consemnate cu strictețe în Biblie? Eu n-aș îndrăzni. Cu siguranță nici. De fapt, sunteți cu toții conștienți că multe din cuvintele rostite de Domnul Iisus nu sunt în Biblie. Așa e. Bine. Cuvintele Domnului Iisus prezentate în Biblie nu sunt decât vârful icebergului. Multe dintre cărțile profeților din epoca legii nu sunt nici ele incluse în Biblie. Acest lucru e bine cunoscut. Cum puteți spune că toate cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu se regăsesc în Biblie? Nu e aici o contradicție clară cu faptele? Din punctul ăsta de vedere, nu sunteți mincinoși? Da, e adevărat. Înseamnă să te împotrivești lui Dumnezeu. Domnul Iisus a prezis în mai multe rânduri că va veni din nou. Cum ar fi putut cuvintele Domnului Iisus întors să fie consemnate în Biblie înainte de vreme? Nu e cu putință. Da, e imposibil. Trebuie să fim foarte clari. Biblia povestește despre lucrarea lui Dumnezeu în trecut. Mulți ani după scrierea Vechiului Testament, Domnul Iisus a venit și apoi a făcut lucrarea de izbăvire în epoca harului. Nu-i așa? Da. Spuneți-mi, cuvintele Domnului Iisus s-au scris singure, automat, în Biblie? Așa ceva nu se poate. Bineînțeles că nu. Așa e. Asta ar fi imposibil. Cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu au fost compilate în mod evident înainte de a deveni textul Bibliei. Amin. Mi se pare firesc. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit să-și împlinească judecata începând cu casa lui Dumnezeu. și a exprimat toate adevărurile pentru a mântui omenirea. Ar putea aceste adevăruri să apară automat în Biblie? Nu, e imposibil. E imposibil. Exact. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic compilează toate adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic în Biblia epocii împărăției, adică în cuvântul se arată în trup. Această Biblie conține doar exprimarea lui Dumnezeu, nu conține niciun cuvânt al omului. Amin. Putem spune că cuvântul se arată în trup este calea către viața veșnică pe care Dumnezeu a dat-o omului în zilele de pe urmă. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Deci ideea că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu sunt toate consemnate în Biblie și că acestea n-ar mai apărea nicăieri în afara Bibliei este o eroare absurdă. În întregime, rodul conceptelor și imaginației omului. Amin. Este toată lumea, de acord? Da, așa e, da, cu siguranță asta e adevărat. Prezentarea asta e în conformitate cu faptele. Îmi vine în minte un pasaj din Evanghelia după Ioan. Și încă sunt multe lucruri pe care Iisus le-a făcut, care dacă ar trebui să fie scrise fiecare în parte, cred că nici măcar lumea însăși n-ar putea cuprinde cărțile care ar trebui să fie scrise. Acest pasaj arată clar că Biblia nu este o consemnare a tuturor cuvintelor și lucrărilor Domnului Iisus. Nu este decât o selecție de povestiri. Deci cum am putea pretinde că Biblia conține o narațiune a tuturor cuvintelor lui Dumnezeu? Ei bine... Nu este asta o minciună pe față? Așa e. Se pare că afirmația pastorului și a bătrânului că cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi aflat decât în Biblie nu stă în picioare. Da. Pentru a clarifica toate acestea, să citim din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Bine. Bine. Deschideți la pagina 984. Dumnezeu Atotputernic spune: tot ceea ce este scris în Biblie este limitat și incapabil să reprezinte în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Cele 4 evanghelii au la oaltă mai puțin de 100 de capitole, în care sunt scrise un număr finit de întâmplări, cum ar fi Iisus blestemând smochinul, lepădarea lui Petru de Domnul de 3 ori, Iisus arătându-se ucenicilor după răstignirea și învierea lui, învățătura despre post, învățătura despre rugăciune, învățătura despre divorț, nașterea și genealogia lui Iisus, numirea ucenicilor lui Iisus și așa mai departe. Acestea sunt doar câteva scrieri, dar oamenii le prețuiesc ca pe niște comori. Ba chiar verifică lucrarea de astăzi în lumina lor. Ei chiar cred că asta e tot ce a făcut Iisus în toată viața lui. Este ca și cum ar crede că asta este tot ce poate face Dumnezeu și nimic mai mult, că n-ar mai putea exista o lucrare suplimentară. Nu e ridicol? Acum să mergem la pagina 1274. Citesc eu. Bine. În timpul acela, Iisus le-a spus ucenicilor lui o serie de predici din epoca Harului, cum ar fi cum să-și pună în practică credința, cum să se adune, cum să se roage, cum să se poarte față de ceilalți și așa mai departe. Lucrarea pe care a făcut-o el atunci a fost cea a epocii Harului și el a expus doar despre cum ar trebui să practice ucenicii și cei care l-au urmat. El a făcut doar lucrarea epocii Harului și nici de cum pe cea a zilelor de pe urmă. Lucrarea lui Dumnezeu are limite precise pentru fiecare epocă. El face doar lucrarea epocii actuale și nu îndeplinește niciodată în avans următoarea etapă a lucrării. Doar în acest fel lucrarea sa reprezentativă pentru fiecare epocă poate fi adusă în prim plan. Când Iisus a vorbit despre semnele din zilele de pe urmă, el a vorbit numai despre cum să fii răbdător și cum să fii mântuit, ca să te pocăiești și să te spovedești, sau cum să-ți porți crucea și să înduri suferința. Nu a spus nimic despre în ce ar trebui să intre omul în zilele de pe urmă sau cum să caute să satisfacă voia lui Dumnezeu. Prin urmare, nu ar fi o eroare să căutăm în Biblie informații despre lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă? Ce puteți voi percepe doar ținând Biblia în mâini? Fie că vorbim de interpreții Bibliei sau predicatori, cine poate prezice lucrarea de astăzi? Dacă doriți să vedeți lucrarea din epoca legii și să vedeți cum israeliții au urmat calea lui Iahve, atunci trebuie să citiți Vechiul Testament. Dacă vreți să înțelegeți lucrarea din epoca Harului, atunci trebuie să citiți Noul Testament. Dar cum vedeți voi lucrarea zilelor de pe urmă? Trebuie să vă lăsați ghidați de Dumnezeu de astăzi și să intrați în lucrarea Lui prezentă, pentru că aceasta este o lucrare nouă pe care nimeni nu a consemnat-o înainte în Biblie. Lucrarea de azi este o cale pe care omul nu a mers niciodată și pe care nimeni nu a mai văzut-o vreodată. Este o lucrare ce nu a mai fost făcută vreodată. Este cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu pe pământ. Cine ar fi putut consemna în avans, fără omisiune, fiecare aspect din lucrarea lui Dumnezeu de astăzi? Cine ar fi putut consemna această lucrare mai măreață, mai înțeleaptă și care sfidează convenția în vechea carte mucegăită? Lucrarea de astăzi nu e istorie. Și de aceea, dacă vreți să pășiți pe noua cale de astăzi, atunci trebuie să vă îndepărtați de Biblie. Trebuie să mergeți mai departe de cărțile profețiilor sau istoriei din Biblie. Numai atunci veți putea păși cum se cade pe noua cale. Și numai atunci veți putea intra în noul ținut și în noua lucrare. Amin! Slavă lui Dumnezeu! Grozave și neațătoare sunt cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic este în acord cu faptele. Biblia nu conține decât cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu în epoca legii și în epoca harului. Exact. Cuvintele lui Dumnezeu în zilele din urmă nu au putut fi scrise dinainte. Bine. Așa este. Bine. Noi spuneam că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu nu puteau fi găsite decât în Biblie. Dar asta nu se potrivește cu faptele lucrării. Adevărat. Dacă ne bazăm credința numai pe Biblie, nu cercetăm și studiem lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și dacă refuzăm să acceptăm întoarcerea Domnului Isus, Dumnezeu se va lepăda de noi. Exact. Aceasta împlinește cuvintele Domnului Isus. Nici când nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi care lucrați nedreptatea. Într-adevăr, așa e. Dacă nu-L întâmpinăm pe Domnul când vine, nu-L trădăm noi oare astfel? Cum așa? A crede în Biblie și în numele Domnului constituie o trădare? Eu nu sunt de acord cu voi. De câte ori ne-au spus-o pastorii și vârstnicii noștri să nu ne lepădăm de Biblie în credința noastră. Respectând Biblia, obținem intrarea în împărăția cerurilor. Amin. Cum poate fi greșit acest lucru? Așa e. Pastorii și bătrânii noștri nu pot greși. De ce ascultați pe pastori și pe bătrâni? Sorăhu, spui că doar prin aderarea la Biblie putem intra în împărăția cerurilor. Așa că te întreb, unde în Biblie e dovada ce apără acest punct de vedere? A spus Domnul Iisus vreodată ceva în sensul acesta? Sau a spus-o Duhul Sfânt? Atunci spune-mi, de unde vine ideea asta? Așa e. Așa nu există nicio dovadă. Vedeți bine, există o reală problemă cu această idee. Biblia a fost compilată de om, nu de Dumnezeu. Din moment ce a fost compilată de om, e firesc ca unele lucruri să nu fi fost incluse și să fie greșeli, pentru că omul nu primise mântuirea și perfecțiunea lui Dumnezeu și nici nu deținea adevărul. Omul era incapabil să facă diferența dintre ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la om. Dar mai ales era incapabil să recunoască abaterile în experiențele și mărturiile oamenilor. Exact. Mai mult, lipsit fiind de adevăr și discernământ, omul a ales adesea ceea ce i-a plăcut, în funcție de concepțiile și imaginația sa, a exclus ceea ce a venit de la Dumnezeu. Dar el nu s-a priceput să deslușească cu mintea sa de atunci. Era deci predispus să cadă pradă greșelilor. Deci, în mod inevitabil, a făcut greșeli și în compilarea Bibliei. Dacă credința noastră în Dumnezeu se bazează numai pe Biblie, cum putem fi siguri că vom fi mântuiți și vom intra în împărăția cerurilor? Nu-i așa că am dreptate? Da. Așa e. Nimeni nu ne poate asigura de asta. Foarte clar, ăsta e adevărul. Într-adevăr, așa e. Ai pus punctul pe i. Domnul Iisus nu a spus niciodată că numai prin aderarea la Biblie omul poate intra în împărăția cerurilor. Cu privire la intrarea în împărăția cerurilor, Domnul Iisus a spus clar: nu fiecare dintre voi care mi-a spus mie, Doamne, Doamne, va și intra în împărăția cerurilor, ci El cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Amin. Domnul Iisus a spus foarte clar că numai cei ce fac voia Tatălui Ceresc vor intra în împărăția cerurilor. Pentru cei care spun că trebuie să rămânem fideli Bibliei pentru a intra în împărăția cerurilor, vă întreb acum, să te supui Bibliei înseamnă oare să faci voia Tatălui Ceresc? Poate Biblia să înlocuiască lucrarea Duhului Sfânt? Nu. Fără Duhul Sfânt, mai poate omul să-și obțină mântuirea doar prin ascultarea Bibliei? Așa e. Numai prin citirea Bibliei se poate purifica firea stricată a omului. Poate fi schimbată firea vieții sale? Da, nu. E o întrebare foarte bună. Poate omul să-L cunoască pe Dumnezeu doar încercând să înțeleagă Biblia? În niciun caz. Exact. După cum știe toată lumea, farisei înțelegeau foarte bine sensurile Bibliei. Și atunci de ce L-au răstignit pe Domnul Iisus pe cruce? Când Domnul Iisus a venit, de ce i-a blestemat pe farisei, acești mari interpreți ai Bibliei? Să te supui orbește Bibliei, înseamnă oare asta că poți recunoaște vocea lui Dumnezeu? Înseamnă că ați fost aduși aici înaintea tronului lui Dumnezeu? Înseamnă că ați venit la ospățul de nuntă al mielului? Puteți răspunde la aceste întrebări? Așa e. Nu ne-am gândit niciodată la asta. Nu ne-am gândit niciodată la asta. Domnul Iisus a spus: căutați în Scripturi, pentru că în ele voi credeți că aveți viață veșnică și că ele sunt cele care mă mărturisesc pe mine, iar voi nu veți veni la mine ca să puteți avea viață. Amin. Amin. Voi considerați Biblia drept înlocuitor al Domnului, al cuvântului Său și al lucrării întoarcerii Lui printre noi. Nu este oare aceasta o trădare a Domnului? Ce sunteți voi, slujitorii Domnului sau slujitorii Bibliei? Voi slujiți pe Domnul sau slujiți Biblia? Dacă nici măcar nu înțelegeți legătura dintre Biblie și Domnul, atunci cum puteți nădăjdui să-L cunoașteți? Așa e. Așa e. Da, chiar așa. Voi vă închinați și aveți credință oarbă în Biblie. Credeți că veți găsi viața veșnică în ea și totuși nu ascultați și nu vă închinați Domnului. Nu este oare aceasta calea pe care au luat-o fariseii? Ba da, este. Fariseii nu au pus și ei Biblia mai presus de Domnul? Nu L-au răstignit pe Domnul Iisus pe cruce, atrăgându-și astfel blestemele Domnului? Este un fapt ce nu poate fi tăgăduit. Așa e. Și totuși pretindeți că prin aderarea la Biblie veți intra în împărăția cerurilor. Nu este o idee absolut absurdă? Ba da, este. Cu siguranță așa e. Da, cu siguranță că așa e. Doar prin aderarea la Biblie. Credeți în Dumnezeu de mulți ani. Ați slujit în biserică tot timpul ăsta și mai mențineți încă asemenea idei absurde. Spuneți-mi, cu ce sunteți voi mai buni decât acei farisei fățarnici? Așa e. Da, așa e, nu putem fi ipocriți ca fariseii. Sunteți credincioși de multă vreme și nu v-ați dat seama până acum de problema asta? Exact. Totuși, e o problemă destul de evidentă. După atâția ani de credință, ar trebui să înțelegem care este voia Domnului. El în zilele de pe urmă îi conduce pe cei sfințiți în împărăția cerurilor. Amin. Cât despre modul în care îi conduce în împărăția cerurilor, niciunul dintre noi nu are nicio certitudine. Dar Domnul Iisus a spus că fecioarele înțelepte, care vor auzi glasul mirelui, se vor duce cu Domnul la ospăț. Amin. Este dovada că atunci când Domnul se întoarce, în zilele de pe urmă, cei ce îi vor fi auzit glasul și se vor fi dus după el la ospăț, aceia vor fi duși în împărăția cerurilor. Amin. Cei ce aud glasul Domnului sunt cei mai binecuvântați. Amin. Slavă lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat să primim lucrarea Lui în zilele de pe urmă. Acum să ne gândim o clipă. A cunoaște Biblia pe de rost înseamnă că putem recunoaște glasul Domnului? Nu. Cu siguranță nu. A cunoaște Biblia pe de rost înseamnă că recunoaștem glasul Domnului? Nu. Da. Fariseii cunoșteau foarte bine Biblia și adesea interpretau celorlalți extrase din ea. Și totuși când Domnul Iisus a venit, L-au răstignit pe cruce. Ce nu a funcționat? Da, așa este. Așadar, este clar că numai cei ce iubesc adevărul și pot auzi vocea lui Dumnezeu îl vor întâmpina pe Dumnezeu. Amin. Și vor primi de la El viața veșnică. Numai ei vor fi duși în împărăția cerurilor. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Da. Așa este, cum ați spus. Înainte, îi urmam orbește pe pastori și pe bătrâni și limitam lucrarea și apariția lui Dumnezeu la Biblie. Am crezut că atâta timp cât venerăm Biblia vom putea intra în împărăția cerurilor și vom primi viața veșnică fără să mai cercetăm calea cea dreaptă și fără să ascultăm cuvântul Duhului Sfânt rostit către biserici. Cum să vedem arătarea lui Dumnezeu în acest fel? Exact! Și cel mai rău este că i-am urmat pe pastori și pe bătrâni împotriva lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. fără să-mi dau seama, urmându-i pe pastori și pe bătrâni, m-am împotrivit lui Dumnezeu la fel ca fariseii. Așa e. Amin. Am fost atât de orbi, atât de neștiutori. Da. Și doar în urma acestor părtășii cu cei doi frați, mi-am dat seama că numai urmând lucrarea lui Dumnezeu putem fi mântuiți. Da. Ascultând orbește de preceptele Bibliei și refuzând lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, vom fi cu siguranță abandonați și excluși. Bine. Cum mai putem spera să ne mântuim și să intrăm în împărăția cerurilor? Așa e, da. După atâția ani de credință în religie și de ascultarea interpretărilor Bibliei de către pastori și bătrâni, n-am avut parte decât de atât de puțin adevăr. Așa e. Am crezut că toate cuvintele și lucrările lui Dumnezeu erau în Biblie și ascultând-o vom fi primiți în împărăția cerurilor. Ca urmare, am respins lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Suntem atât de norocoși că Dumnezeu nu ne-a abandonat și nu ne-a exclus. Acum da, când mă gândesc, știu că avem noroc. Da, vezi proaste, frate Chen! Cineva a raportat poliției locul nostru de întâlnire. Ar fi mai bine să plecăm de aici. Și ce să facem? Haideți să ne rugăm să te trecem cu bine de asta. Să suspendăm această întâlnire înainte să vină poliția. Sorăhu, să o luăm înainte. Pastore, această discuție ne-a fascinat pe toți. Acest gen de discuție este rară. Atunci, de ce nu căutăm un alt loc ca să putem comunica? Sper că vom putea continua. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Foarte bine. Discuția cu acești doi frați este foarte interesantă. Toată lumea este foarte captivată. Frate Chen, să plecăm în altă parte. Bine. De ce nu mergem la mine la depozit? E un loc sigur și ferit de ochii lumii. Minunat. Haideți, repede, să plecăm de aici. Să facem ordine aici mai întâi. Hai să mergem. Bătrâne Liu. Depozitul meu e drept înainte. Aveți grijă. Noul și Vechiul Testament sunt doar niște consemnări ale primelor două etape din lucrarea lui Dumnezeu. Că despre cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu în epoca legii și epoca Harului, poate cineva pretinde că Biblia redă o istorie completă? Nu. Domnul Iisus a prezis în mai multe rânduri că va veni din nou. Cum ar fi putut cuvintele Domnului Iisus întors să fie consemnate în Biblie înainte de vreme? Lucrarea de astăzi nu e istorie. Și de aceea, dacă vreți să pășiți pe noua cale de astăzi, atunci trebuie să vă îndepărtați de Biblie. Trebuie să mergeți mai departe de cărțile profețiilor sau istoriei din Biblie. Numai atunci veți putea păși cum se cade pe noua cale. Și numai atunci veți putea intra în noul ținut și în noua lucrare. Amin! Frate Gao, spuneți. Adevărul și mărturia pe care ne-ați împărtășit-o sunt întru totul de acord cu Biblia. Ne-ați propus și niște puncte de vedere noi. Lucrarea lui Dumnezeu este în continuă desfășurare. Într-adevăr, nu putem concepe că toată lucrarea lui Dumnezeu se rezumă doar la Biblie. Exact. M-am decis. Voi studia calea cea adevărată. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Da, minunat! Să mergem! Mai există totuși câteva puncte care nu sunt destul de clare. Fratele, depozitul tău este foarte bine ascuns. Amin! Suntem în siguranță aici. A fi credincios în China înseamnă a te expune la persecuții necruțătoare din partea guvernului. Frate, lasă-mă! Bine! Hai să luăm asta! Organizăm adunările ca și cum am ține niște bătălii. Ai dreptate! Uite aici, așa! O alertă și schimbăm locurile. Chiar așa. Așa. Frate Song, veniți, trebuie să scoatem scara. Hai să punem și blatul deasupra. Aici e un loc sigur pentru adunările noastre. Așa. Veniți, aveți grijă. Încet. Cred că aici va fi un loc bun pentru întâlnirile noastre. Să ascultăm cuvântul Domnului. Frate Gao, frate Song, ceva nu mi este clar încă. Aș dori un răspuns. Spuneți că Biblia nu conține doar cuvântul lui Dumnezeu, că ea ar conține de asemenea și cuvântul omului. Eu am o interpretare puțin diferită. Vreme de 2000 de ani, lumea și-a bazat credința pe ideea că Biblia, fiind inspirată de Dumnezeu, este în întregime cuvântul său și deci Biblia îl reprezintă pe Domnul. În timpul multor ani de credință a fost și opinia mea. Deci, ați putea să discutați ceva mai mult despre acest subiect, vă rog? Biblia e inspirată de Dumnezeu. E cuvântul său. Religiile pământului recunosc acest lucru. Amin. Fără nicio îndoială. Exact. Frați și surori, Biblia este canonul creștinătății. Ea deține cea mai înaltă autoritate. Biblia îl reprezintă pe Dumnezeu. Amin. Cei care susțin că Biblia nu este inspirată de Dumnezeu și că nu ar fi cuvântul său, vor fi cu siguranță condamnați și considerați eretici. Trebuie să înțelegeți bine asta. Amin. Biblia este inspirată de Dumnezeu și este cuvântul său. De aceea, cel ce ascultă de cuvântul Bibliei nu poate greși. Slavă Domnului. Pastore Ju, pot să vă întreb ceva? Bineînțeles. Puteți să-mi spuneți? Dacă lumea religioasă recunoaște universal ceva, asta înseamnă că este cu siguranță adevărul? Ce credeți? Ei bine... Fiind pastor de atâția ani, vă este cu siguranță clar că Domnul Isus a fost aspru judecat și confruntat de evrei atunci când a venit să-și facă lucrarea. Pastore Ju, sunteți de acord? Bineînțeles. Atunci vă întreb, judecățile lumii religioase vin de la Dumnezeu? Reprezintă oare opiniile lumii religioase adevărul? Deci, dacă întreaga lume religioasă numește ceva eretic, înseamnă că este și adevărat? Nu, nu. Pastore Ju, presupun că lucrurile acestea vă sunt foarte clare. Deci pe ce temei susțineți că Biblia este dată de inspirația lui Dumnezeu și că este cuvântul său? Ce dovezi aveți? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, așa a zis Sfântul Pavel. Nu-i adevărat? Îl reprezintă cuvintele lui Pavel pe Domnul Isus? A spus Domnul Isus ceva în sensul acesta? A mărturisit Duhul Sfânt aceasta? Nu! Dacă nici Domnul Isus, nici Duhul Sfânt nu au mărturisit aceasta, ci doar Pavel a adus vorba despre asta, suntem siguri că e adevărat? Numai cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Poate cuvântul omului să fie adevărul? În cine credeți? Chiar credeți cu adevărat în Domnul Isus sau credeți în Pavel? Cui îi stă mărturie Biblia? Lui Pavel sau lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu, bineînțeles. De asemenea, spuneți că Biblia îl reprezintă pe Domnul. Sunteți sigur? Pastore Ju, poate Biblia să-l reprezinte pe Domnul? Poate ea să înlocuiască a doua venire a Domnului Isus? Poate să facă lucrarea judecății din zilele de pe urmă în locul lui Dumnezeu? Nu poate. Nu poate. Pastore Ju, răspundeți la întrebările acestea. Pastore Ju, ați auzit ce am spus? Puteți răspunde la aceste întrebări? Se pare că pastorul Ju nu știe răspunsul la aceste întrebări. Ei bine... Din moment ce ați invitat martorii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, cereți-le părtășie cu noi. Să auzim părtășia martorilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic? Da, să auzim ce au de spus. Slavă Domnului! Mulți oameni din lumea religioasă cred că Biblia este inspirată de Dumnezeu, că este toată doar cuvântul său. Aceasta este clar o idee eronată. Toate epistolele, experiențele și mărturiile apostolilor conținute în Biblie poartă semnătura autorului lor. Biblia este scrisă în mod clar de oameni din epoși diferite. Cum ar putea mărturiile lor să fie considerate ca fiind cuvântul lui Dumnezeu? Dacă mergem după gândirea lumii religioase, autorii Bibliei sunt în mod clar oameni cu toții, dar cumva cuvintele lor devin cuvintele lui Dumnezeu. Ce fel de logică e asta? Esența lui Dumnezeu este fundamental diferită de cea a omului. Numai Dumnezeu poate vorbi în numele Său. Amin. Și omul poate vorbi doar pentru sine. Exact. Să admitem că cuvântul omului este de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb atunci, erau toți autorii Bibliei Dumnezeu? Nu. Nu. Au afirmat ei că ar fi Dumnezeu? Nu. Au afirmat ei vreodată că cuvintele lor ar fi fost inspirate de Dumnezeu? Nu, deloc. Ce puteți răspunde la întrebările acestea? Ideea că ar fi fost cu toții Dumnezeu e în contradicție cu faptele, pentru că există un singur Dumnezeu. Amin. Este clar că au fost cu toții oameni, dar susțineți că ar fi fost Dumnezeu. E o blasfemie, un păcat de moarte. Da. Dacă acceptați că sunt cu toții oameni și totuși susțineți că vorbele lor sunt de fapt cuvintele lui Dumnezeu, aceasta e o denaturare a faptelor, o blasfemie și o opoziție față de Dumnezeu. Deoarece în Biblie, în afară de Moise și de profeți, niciunul dintre ceilalți autori nu a fost instruit de Dumnezeu să transmită cuvântul său, iar ei nu au pretins niciodată că ar scrie sub inspirația lui Dumnezeu. Da. Dacă cineva pretinde că acești oameni rosteau cuvântul lui Dumnezeu, dar nu are dovezi, el răspândește cu nerușinare o prostie. Corect. Așa e, fără dovezi concrete, toate astea nu sunt decât prostii. Autorii Vechiului și Noului Testament au fost toți oameni folosiți de Dumnezeu. Ei au experimentat lucrarea lui Dumnezeu în acel moment. Ei aveau o cunoaștere a lui Dumnezeu și au avut o povară în inimile lor. Ei și-au scris experiențele și mărturiile pentru a le răspândi la sfinții bisericilor. E un fapt. Da. Dar au existat unii care au simțit că aceste experiențe și mărturii erau foarte edificatoare, mult mai mult decât mărturiile și experiențele omului de rând. Și ca urmare, au făcut greșeala să-i urmeze pe aceștia și să li se închine, gândindu-se că cuvintele lor trebuie să le fi fost date de Dumnezeu, pentru că altfel un om obișnuit ar fi fost incapabil să scrie asemenea lucruri. Și așa au apărut aceste erori și noțiuni false, care s-au răspândit în lung și în lat și au fost adoptate de mulți oameni și au devenit concepte pentru oamenii religioși. Înțeleg. Daunele cauzate de asta sunt aproape inestimabile. Așa e. Dacă nu ar fi venit Dumnezeu Atotputernic, cine ar mai fi realizat toate acestea? Exact, așa e. Deși mulți spun că toate lucrurile ar trebui să fie în concordanță cu Biblia și cu cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu încearcă să discearnă toate acestea în conformitate cu cuvintele lui Dumnezeu și nimeni nu încearcă să caute adevărul și să examineze faptele cu privire la această problemă. Ce spuneți? N-am dreptate? Ai dreptate. Să citim din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Bine. Slavă lui Dumnezeu. Deschideți la pagina 956. Dumnezeu Atotputernic spune: astăzi, oamenii cred că Biblia este Dumnezeu și că Dumnezeu este Biblia. Și de asemenea, ei cred că toate cuvintele din Biblie au fost singurele cuvinte rostite de Dumnezeu și că ele au fost rostite toate de Dumnezeu. Cei care cred în Dumnezeu chiar cred că, deși toate cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament au fost scrise de oameni, toate au fost scrise sub inspirația lui Dumnezeu și o consemnare a cuvântărilor Duhului Sfânt. Aceasta este interpretarea eronată a oamenilor și nu este complet în concordanță cu faptele. De fapt, în afară de cărțile profeției, cea mai mare parte a Vechiului Testament este consemnare istorică. Unele epistole ale Noului Testament provin din experiențele oameni, iar unele provin din luminarea Duhului Sfânt. Epistolele lui Pavel, de pildă, au provenit din lucrarea unui om. Ele toate au fost rezultatul luminării Duhului Sfânt și au fost scrise pentru biserici, au fost cuvinte de îndemn și încurajare pentru frații și surorile bisericilor. Nu au fost cuvinte rostite de Duhul Sfânt. Pavel nu a putut vorbi în numele Duhului Sfânt și nici nu a fost vreun profet, cu atât mai mult nu a avut viziuni. Epistolele lui au fost scrise pentru bisericile din Efes, Filadelfia, Galatea și altele. Dacă oamenii văd epistolele sau cuvinte ca cele ale lui Pavel drept cuvântări ale Duhului Sfânt și le venerează ca pe Dumnezeu, atunci nu se poate spune decât că sunt prea fără discernământ. Pentru a o spune mai aspru, nu este nimic altceva decât blasfemie. Cum ar putea un om să vorbească în numele lui Dumnezeu? Și cum ar putea oamenii să se închine înaintea epistolelor sale și a cuvintelor pe care le-a spus, ca și cum ar fi o carte sfântă sau o carte cerească? Ar putea cuvintele lui Dumnezeu să fie rostite cu ușurință de un om? Cum ar putea un om să vorbească în numele lui Dumnezeu? Nu totul în Biblie este o consemnare a cuvintelor personal rostite de Dumnezeu. Biblia documentează pur și simplu cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu, dintre care una este o consemnare a predicțiilor profeților, iar o parte sunt experiențele și cunoștințele scrise de oamenii folosiți de Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Experiențele umane sunt impregnate cu opinii și cunoștințe omenești, ceea ce este inevitabil. În multe dintre cărțile Bibliei sunt concepții, prejudecăți și interpretări umane absurde. Desigur, majoritatea cuvintelor sunt rezultatul luminării și iluminării Duhului Sfânt și sunt interpretări corecte. Totuși, încă nu poate fi spus că ele sunt exprimări cu adevărat exacte ale adevărului. Amin. Da. Frați și surori, după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, vedem cu toții că Biblia nu este în întregime inspirată de Dumnezeu. Da. Nu este în întregime cuvântul Său. Exact. Cât despre ce părți ale Bibliei sunt cuvântul lui Dumnezeu și ce părți sunt cuvântul omului, cei cu ochi critic o pot spune imediat. Exact. Căci numele autorului este clar precizat pentru fiecare parte a Bibliei. Și de asemenea, este clar stabilit care părți ale Bibliei conțin cuvintele lui Dumnezeu. Deci cum pot oamenii să continue să ia fără să clipească cuvintele omului și ale lui Satan drept cuvântul lui Dumnezeu? Este corect lucrul ăsta? Nu este. Nu este. Dacă insistăm să pretindem că vorbele oamenilor conținute în Biblie sunt de fapt cuvântul lui Dumnezeu, cum credeți că se simte oare Dumnezeu? E bine să facem asta față de El? Nu e asta o defăimare și o blasfemie a lui Dumnezeu? Este. Cât valorează cuvântul omului în ochii lui Dumnezeu? De ce nu ne gândim o clipă? Cum se poate compara cuvântul omului cu cel al lui Dumnezeu? Nu se poate compara. Esența omului și cea lui Dumnezeu sunt mult prea diferite pentru a putea compara cuvântul omului cu cel al lui Dumnezeu. Amin. Dacă prin luminarea și iluminarea adusă de Duhul Sfânt, cuvântul omului se apropie de adevăr, e o mare realizare. Dacă cuvântul omului nu vine din Duhul Sfânt, el nu-i decât o eroare și o minciună. Așa e. Dacă credincioșii într-un Dumnezeu nu pot vedea acest lucru, atunci mi-e teamă că sunt nechibzuiți și ignoranți. Corect. În zilele noastre, lumea religioasă ia cuvântul omului din Biblie drept cuvântul lui Dumnezeu. E dovada că lumea religioasă nu-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Majoritatea conducătorilor religioși sunt niște farisei ipocriți. Cei care Îl cunosc pe Dumnezeu n-ar spune niciodată că Biblia este în întregime inspirată de Dumnezeu și că e în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ei cu siguranță nu s-ar închina orbește Bibliei și nici nu ar trata Biblia ca pe Dumnezeu. Așa e, mare dreptate are. În lumea religioasă se spune că Biblia a fost scrisă sub inspirația lui Dumnezeu, că este cuvântul lui Dumnezeu și că Biblia Îl poate reprezenta pe Dumnezeu. Este ideea cea mai absurdă în toată lumea religioasă. Amin. Ceva ce este recunoscut pe scară largă în lumea religioasă nu este neapărat o realitate. Dar oamenii nu acceptă azi noua lucrare a lui Dumnezeu din cauza acestor erori absurde. Pavel a spus, toată Scriptura de Dumnezeu este insuflată. Niciunul din cuvintele lui Dumnezeu nu susține această idee. În Biblie, cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul omului este cuvântul omului. Corect. Nu există dubiu în acest sens. Gândindu-mă în retrospectivă, îmi dau seama că, de fapt, am fost cu toții înșelați de greșelile lumii religioase. Persistând în ideea că cuvântul omului din Biblie ar fi, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, fără să-și dea seama, ei au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu și au luat astfel cuvântul omului din Biblie drept adevăr. Într-adevăr. Și așa ne-am îndepărtat încet, încet de calea Domnului, ajungând în cele din urmă să creăm această multitudine de confesiuni și haosul total. Da. Concluzia e clară. Cuvântul omului nu este în niciun caz adevărul și nu poate sluji ca viața omului. Amin. Acest cuvânt al lui Pavel a avut un efect extrem de dăunător asupra omenirii. Exact. Într-adevăr. Dar mulțumită părtășiei voastre și cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, ne putem da seama acum de această eroare a lumii religioase. Alminteri, cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă am fi continuat pe această cale? Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu că aceste părtășii Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Frați și surori, să luăm o pauză și pe urmă continuăm părtășia aceasta. Excelent! Frate Song, a fost o părtășie minunată. Toată lumea a înțeles adevărul și a dobândit discernământ. Biblia conține deopotrivă cuvântul lui Dumnezeu, cel al omului și al satanei. Și totuși pastorii și bătrânii pretind că Biblia e în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Ei, nu asta îi face pe oameni să se rătăcească? Exact! Se pare că pastorii și bătrânii nu înțeleg cu adevărat Biblia. Da. Dacă asculți predicile lor, e ușor să o apuci pe un drum greșit. Trebuie să discernem mai bine spusele pastorilor și bătrânilor. Spusele pastorilor și ale bătrânilor nu sunt de încredere, dar nici opiniile lumii religioase nu sunt adevărate. Da, trebuie să discernem mai atent cuvintele pastorilor și ale bătrânilor. Trebuie să cântărim totul cu cuvântul lui Dumnezeu, nu să-i urmăm orbește pe pastori și pe bătrâni, ascultându-le ideile eronate. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Pastore Ju, se pare că bătrânul Liu a trecut de partea fulgerului de la răsărit. Ce ne facem? Dacă ne împuținăm tot așa, în curând nu vom mai avea cui să predicăm. Exact. Calea fulgerului de la răsărit e mult mai înaltă decât am crezut. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărate. Fără îndoială. Exact. Deci acum se pare că nu mai putem conta pe bătrânul Liu să reziste fulgerului de la răsărit și să apere turma. Trebuie să găsim o cale de a face față adepților fulgerului de la răsărit. Nu putem sta cu mâinile în sân în vreme ce fulgerul de la răsărit ne fură oile. Trebuie să luptăm până la capăt cu fulgerul de la răsărit. Exact. Pastore Ju! Bătrâne Liu! În trecut, nu citisem cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și nu eram conștienți de realitate. Am urmat orbește ideile vehiculate de lumea religioasă, împotrivindu-ne și judecând fulgerul de la răsărit. Dar astăzi am auzit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am ajuns la concluzia că El spune adevărul și că tot ce spune sunt fapte de la Dumnezeu. Continuând să ne împotrivim, nu înseamnă că ne împotrivim la ceea ce știm de fapt că este adevărul. Asta e o problemă foarte serioasă. Dacă așa stau lucrurile, nu va mai fi nicio jertfă pentru păcate. Așa este. Să ne potrivim la ceea ce știm clar că este calea adevărată, e o jignire gravă adusă lui Dumnezeu, care cu siguranță ne va atrage pedeapsa și blestemele Lui. Pastore Ju, cumpăniți cu mare grijă. Bătrâne Liu, nu am crezut niciodată că vă veți converti la fulgerul de la răsărit atât de repede. Oricât de bună ar părea predica fulgerului de la răsărit, nu o putem accepta. Pentru că predica lor merge dincolo de Biblie. Credința noastră se bazează pe Biblie. Chiar dacă voi fi pedepsit, voi rămâne fidel Bibliei. Nu-mi voi schimba opinia cu privire la asta. Nici eu. Frați și surori, nu am devenit noi credincioși prin citirea Bibliei? Da. Nu practicăm noi oare credința conform Bibliei? Corect. Nimeni nu l-a văzut pe Domnul. Atunci, pe ce ne bazăm credința? Nu ne bazăm noi credința pe Biblie? Biblia este o mărturie a Domnului și temelia credinței noastre. Amin. În ultimii 2000 de ani, toți credincioșii și-au bazat credința pe Biblie. Eu cred că Biblia îl reprezintă pe Dumnezeu. A crede în Domnul înseamnă a crede în Biblie. A crede în Biblie înseamnă a crede în Domnul. Amin! Orice s-ar întâmpla, nu ne putem îndepărta de la Biblie. Cum să practicăm credința fără Biblie? Ar mai fi a credință în Domnul? Spuneți-mi, ce este rău în a practica credința în acest fel? Frați și surori, mulți cred că Biblia îl reprezintă pe Domnul, îl reprezintă pe Dumnezeu, că credința în Domnul înseamnă credința în Biblie, iar credința în Biblie este aceeași cu credința în Domnul. Oamenii pun Biblia pe același loc cu Dumnezeu. Ba mai mult, unii recunosc Biblia, dar nu și pe Dumnezeu. Ei privesc Biblia ca pe un for suprem și se folosesc de ea pentru a-L înlocui pe Dumnezeu. Și mai mult încă, unii conducători religioși recunosc Biblia fără să-L recunoască pe Hristos. Și pretind că cei ce propovăduiesc a doua venire a Domnului sunt eretici. Care este mai exact problema aici? Este evident, religiile pământului s-au înjosit într-atât încât au ajuns să recunoască doar Biblia, dar nu cred în întoarcerea Domnului nostru. Nu mai pot fi salvați. Adevărat. Din aceasta este clar că lumea religioasă a devenit un grup de antihriști care se împotrivesc lui Dumnezeu și îl iau de dușman. Este incontestabil faptul că mulți lideri religioși sunt farisei fățarnici. În special cei ce pretind că cei ce propovăduiesc a doua venire a Domnului sunt eretici. Toți sunt antihriști și necredincioși. Corect, așa e. Așa e. Așa e. Se pare că mulți oameni nu știu exact ce este credința în Domnul. Ei numesc credința lor în acest Dumnezeu nedezlușit credință ortodoxă și chiar cred în Biblie în locul lui Dumnezeu. Ba chiar îl reneagă și îl condamnă pe Hristos întrupat în zilele de pe urmă. Ei ignoră și neglijează orice adevăr pe care Hristos îl exprimă. Care este problema aici? Este o întrebare destul de profundă. Merită să reflectăm. În zilele când Domnul Iisus și-a pornit lucrarea, evreii nu au reacționat în același fel? Înainte ca Hristos să apară să-și facă lucrarea, omul și-a întemeiat credința în Dumnezeu pe Biblie. Nimeni nu putea spune a cui credință era adevărată și a cui era falsă și cu siguranță nimeni nu putea spune cine îi se supunea cu adevărat lui Dumnezeu și cine îi se împotrivea. Exact. De ce atunci când Domnul Iisus Hristos a întrupat și a făcut lucrarea sa, fiecare fel de om a fost dat în vileag? Aici este atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, apare și își face lucrarea, fecioarele înțelepte aud vocea și văd urmele lui, așa încât sunt aduse înaintea tronului său. Amin. Amin. În vreme ce fecioarele nechipzuite, pentru că insistă asupra Bibliei și nu recunosc că Dumnezeu atotputernic este într-adevăr Dumnezeu, sunt astfel date în vileag și alungate. Așa e. Deocamdată, ei rămân fermi în așa zisa lor credință, dar când vor veni nenorocirile, ei vor sfârși plângând și scrâșnind din dinți. De aici vedem că cei ce se agață doar de Biblie și nu acceptă adevărul, cei ce cred în Dumnezeul Ceresc, dar nu-L acceptă pe Hristos întrupat, sunt toți niște necredincioși, ce cu siguranță vor fi excluși de Dumnezeu. Amin. Da, amin. Ăsta e adevărul. Amin. Acesta e adevărul. Hai să vedem ce spune Dumnezeu Atotputernic despre asta. Bine. Bine. Bine, citesc eu. Deschideți la pagina 944. Bătrâne Liu, să citim împreună. Dumnezeu Atotputernic spune: din momentul în care a apărut Biblia, credința oamenilor în Domnul s-a schimbat în credința în Biblie. În loc să spunem că oamenii cred în Domnul, este mai bine să spunem că ei cred în Biblie. Decât să spunem că ei au început să citească Biblia, este mai bine să spunem că au început să creadă în Biblie. Și decât să spunem că s-au reîntors înaintea Domnului, ar fi mai bine să spunem că s-au reîntors înaintea Bibliei. Astfel, oamenii se închină Bibliei ca și cum ar fi Dumnezeu, ca și cum ar fi esența vieții. S-o piardă ar fi egal cu pierderea vieții. Oamenii văd Biblia ca fiind la fel de sus ca și Dumnezeu. Ba, pentru unii, Biblia e chiar mai presus de Dumnezeu. Dacă oamenii sunt fără lucrarea Duhului Sfânt, dacă ei nu-L pot simți pe Dumnezeu, ei pot continua să trăiască, dar de îndată ce pierd Biblia sau pierd faimoasele capitole sau ziceri din Biblie, atunci e ca și cum și-ar pierde viața. Ei cred în existența mea doar în limitele Bibliei. Pentru ei, eu sunt una cu Biblia. Fără Biblie nu exist eu și fără mine nu există nicio Biblie. Ei nu acordă nicio atenție existenței sau acțiunilor mele. În schimb, acordă o atenție deosebită și specială fiecărui cuvânt din Scriptură. Și mulți dintre ei cred chiar că nu ar trebui să fac nimic din ceea ce vreau eu să fac, dacă nu este prezis în Scriptură. Ei acordă o importanță prea mare Scripturii. Poate fi spus că ei văd cuvintele și expresiile Bibliei ca prea importante, pe punctul că se folosesc de versete din Biblie pentru a măsura fiecare cuvânt pe care îl rostesc și pentru a mă condamna. Ceea ce caută ei nu este calea compatibilității cu mine, nici o cale compatibilă cu adevărul. Ceea ce caută ei este doar o cale compatibilă cu cuvintele Bibliei. Și ei cred că orice lucru care nu este conform Bibliei nu este, fără excepție, lucrarea mea. Nu sunt astfel de oameni decât urmașii direcți ai fariseilor. Fariseii evrei s-au folosit de legea lui Moise pentru a-L condamna pe Isus. Ei n-au căutat nicio cale compatibilă cu Isus, ci doar au aplicat legea lui Moise ad literam, până într-acolo încât L-au răstignit în cele din urmă pe Isus nevinovat pe cruce, acuzându-L că n-a urmat legea Vechiului Testament și că nu era Mesia. Care era esența lor? Nu a fost faptul că nu au căutat calea compatibilității cu adevărul? Ei erau atât de obsedați de fiecare cuvânt din Scriptură, încât nu mai puteau fi atenți la voia mea, la etapele și metodele lucrării mele. Ei nu erau oameni care căutau adevărul, ci oameni care urmau cu strictețe cuvintele din Scriptură. Ei nu erau oameni care credeau în Dumnezeu, ci oameni care credeau doar în Biblie. Ei nu erau de fapt decât niște străjeri ai Bibliei. Pentru a proteja interesele Bibliei, pentru a-i susține demnitatea și pentru a-i proteja reputația, ei au mers atât de departe încât să-L răstignească pe cruce pe Iisus cel milostiv. Și au făcut asta doar pentru a apăra interesele Bibliei și de dragul de a menține în inimile oamenilor statutul fiecărui cuvânt din Biblie. Așa că au preferat să-și abandoneze viitorul și jertfa păcatului pentru a-L condamna la moarte pe Iisus, care nu s-a supus doctrinei Scripturilor. Nu erau ei oare decât niște lachei ai cuvintelor din Scriptură? Și nu se întâmplă același lucru și astăzi? Hristos a venit să elibereze adevărul, iar ei mai degrabă L-ar expulza din mijlocul oamenilor pentru a câștiga intrarea în împărăția cerurilor și a primi harul. mai degrabă ar nega complet venirea adevărului pentru a proteja interesele Bibliei și ar prefera să-L răstignească din nou pe Hristos întors în trup, decât să pună cumva sub semnul întrebării veșnicia Bibliei. Cum poate omul să primească mântuirea mea dacă inima lui este atât de răutăcioasă și natura lui atât de potrivnică mie? Amin. Cât de clare sunt cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Frați și surori, citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, să ne gândim puțin împreună. Ce înseamnă să crezi în Domnul? Și ce înseamnă să crezi în Biblie? Care e legătura dintre Biblie și Domnul? Cine a fost mai întâi? Biblia sau Domnul? Domnul a fost mai întâi, bineînțeles. Atunci cine este cel care face lucrarea mântuirii? Dumnezeu face lucrarea mântuirii. Atunci poate Biblia să-L înlocuiască pe Domnul în lucrarea sa? Nu. Nu. Poate Biblia să-L reprezinte pe Domnul? Nu poate. Dacă oamenii pun credință oarbă în Biblie și se închină Bibliei, aceasta înseamnă că ei au credință și se închină lui Dumnezeu? Nici de cum. Citirea Bibliei este tot una cu punerea în practică și experimentarea cuvântului lui Dumnezeu? Dacă ești fidel Bibliei, înseamnă automat că urmezi căile lui Dumnezeu? Nici de cum. Deci dacă oamenii pun Biblia mai presus de orice, înseamnă că îl venerează pe Domnul, că îl respectă și îi se supun lui? Nimeni nu vede adevărul acestor probleme. De mii de ani, oamenii s-au închinat orbește Bibliei și au acordat același statut Bibliei ca și cel acordat Domnului. Unii chiar folosesc Biblia pentru a-L înlocui pe Domnul și lucrarea Lui. Da. Dar nimeni nu-L cunoaște cu adevărat pe Domnul și îi se supune Lui. Da. Farisei atât s-au agățat de litera Bibliei, încât L-au răstignit pe Domnul Isus pe cruce. Așa e. Care era de fapt problema? Înțelegerea Bibliei înseamnă a cunoaște pe Domnul? A urma orbește Biblia înseamnă a urma calea Domnului. Fariseii erau experți ai exegezei biblice și totuși nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. În schimb, L-au răstignit pe Domnul Isus pe cruce, Cel care le-a arătat adevărul și a înfăptuit mântuirea. Așa e. Oare chiar am uitat toate astea? Ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat? E suficient să interpretezi și să înțelegi anumite pasaje din Biblie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu? Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce fariseii L-au condamnat și s-au opus Domnului Isus când ei interpretau Biblia? Da, așa e. Ba chiar L-au condamnat pe Isus. Nu poți să-L cunoști cu adevărat și să te supui lui Dumnezeu fără să-L cunoști și să te supui lui Hristos întrupat. Amin. Dumnezeu întrupat dezvăluie întreaga omenire. Asta nu înțeleg majoritatea oamenilor. Amin. Da. Blestemul Domnului Isus asupra fariseilor este dovada faptului că Dumnezeu tratează pe fiecare cu dreptate. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu este adevărul. După cum este clar, dacă cineva nu se supune și nu se închină Domnului, ci doar crede orbește și se închină Bibliei, nu va primi aprobarea lui Dumnezeu. Da. Dacă credința omului se reduce la răstălmăcirea Bibliei, fără ca în inima lui să-L primească pe Dumnezeu, dacă nu se închină lui Dumnezeu și nu pune în practică cuvântul Său, dacă e nevrednic să asculte de lucrarea și porunca lui Dumnezeu, atunci, frați și surori, nu ați spune că un asemenea om e doar un fariseu fățarnic? Da. Nu este un om care a făcut din Hristos dușmanul său? Cu siguranță. Dacă omul este fidel doar Bibliei, cu siguranță acest lucru nu înseamnă că el a dobândit adevărul și viața. Amin. Este greșit să venerăm și să urmăm orbește Biblia. Așa, cu siguranță nu vom primi aprobarea Domnului. Exact. Dumnezeu s-a întrupat și a exprimat adevărul pentru a-L mântui pe om și a-L izbăvi de influența Satanei. Ca omul să asculte de Dumnezeu, să-I se închine Lui și să fie câștigat de El. Amin. Acesta este scopul și înțelesul lucrării lui Dumnezeu întrupat. Amin. Cheia credinței noastre este căutarea adevărului și practicarea și experimentarea cuvântului Domnului. Numai în acest fel vom primi Duhul Sfânt și vom cunoaște pe Domnul. Slavă Domnului! Amin. Apoi vom putea să ne temem de Domnul și să-L mărim în inimile noastre. De asemenea, vom avea adevărata credință și ascultare în El. Ăsta e adevăratul sens al credinței în Domnul. Amin. Practicând credința, așa primim aprobarea Domnului. Amin. Nu am auzit niciodată o astfel de părtășie în animile noastre. Din aceasta, toată lumea poate vedea clar De ce credința în Biblie nu e echivalentă cu credința în Dumnezeu? Da, chiar așa e. Frate, noi înțelegem acum că credința în Biblie nu este aceeași cu credința în Dumnezeu. Deci, care este relația dintre Dumnezeu și Biblie? Amin! Vă rugăm să aveți părtășie cu noi despre adevăr. Cu privire la această întrebare, Domnul Iisus a spus foarte clar. Vă rog să deschideți Evanghelia lui Ioan la capitolul 5, versetele 39-40. Căutați în Scripturi, pentru că în ele voi credeți că aveți viață veșnică și că ele sunt cele care mă mărturisesc pe mine. Iar voi nu veți veni la mine ca să puteți avea viață. Amin. 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 Exact, așa este. Din cuvintele Domnului Iisus reiese foarte clar că Biblia nu este pentru Dumnezeu decât o mărturie, doar o consemnare a lucrării lui Dumnezeu în trecut. Da. Biblia nu reprezintă Dumnezeu, deoarece Biblia conține doar o parte a cuvintelor și a lucrării lui Dumnezeu. Da. Cum poate acest raport limitat al cuvintelor și al lucrării lui Dumnezeu să reprezinte Dumnezeu? Exact. Dumnezeu este Creatorul care a făcut totul și toate. El este stăpânul tuturor lucrurilor. Amin. Viața lui Dumnezeu este nelimitată și inepuizabilă. Amin. Amin. Abundența și măreția lui Dumnezeu sunt de nepătruns. Amin. Exact. Consemnarea limitată a cuvintelor și lucrării lui Dumnezeu, cum apar în Biblie, nu sunt decât o picătură din marele ocean al vieții lui Dumnezeu. Cum ar putea Biblia să-L reprezinte pe Dumnezeu? Cum ar putea Biblia să fie egală a lui Dumnezeu? Da, așa este. În Dumnezeu stă mântuirea omului. Poate oare Biblia să facă la fel? Nu poate. Dumnezeu poate exprima adevărul. Poate oare Biblia să facă la fel? Sigur. Dumnezeu poate oricând lumina și călăuzi omenirea. Poate oare Biblia să facă la fel? Nu se poate așa ceva. Bineînțeles că nu. Deci, Biblia nu-L poate reprezenta pe Dumnezeu. Amin. Omul pune Biblia la egalitate cu Dumnezeu și crede că îl poate reprezenta pe Dumnezeu. Nu este asta o bagatelizare și o blasfemie? Dacă omul folosește Biblia în locul lucrării lui Dumnezeu, aceasta este o negare și o trădare a lui Dumnezeu. Corect. Da. Dumnezeu e Dumnezeu și Biblia e Biblie. Amin. Biblia nu poate reprezenta pe Dumnezeu și nici nu poate sta în locul lucrării lui Dumnezeu. Da. Biblia nu este decât o consemnare a lucrării lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu din Biblie sunt adevărul. Ele sunt manifestarea firii lui Dumnezeu și arată voia lui Dumnezeu. Dar fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu reprezintă doar cerința și voia lui Dumnezeu pentru omenire în acea epocă. Ele nu reprezintă cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu în alte vremuri. Amin. Dumnezeu. Vă este tuturor clar acum? Da. Așa e bine, acum am înțeles. Cuvintele Domnului din fiecare epocă sunt diferite. Cu cât ascult mai mult, cu atât totul devine mai clar. După cum se dovedește, credința în Biblie nu echivalează cu credința în Domnul. Cheia credinței în Domnul este practica, experimentarea și cunoașterea cuvântului Său. Numai în acest fel rămânem pe calea Domnului și vom primi aprobarea Lui. Exact. Credința în Domnul credeam că înseamnă să înțeleg mai mult din scrierile biblice. Că având mai multe cunoștințe voi fi mai spirituală și credința va fi mai adevărată. Dar am ignorat cel mai important lucru, ce înseamnă de fapt să urmez calea Domnului. Exact. Eu în felul acesta am urmat de fapt calea fariseilor. Frații mei, am învățat atât de mult din părtășia de astăzi. Am înțeles atât de mult din ea, mai mult decât în toți cei 10 ani de când am intrat în biserică. Exact. Slavă lui Dumnezeu. Aceasta este numai luminarea și îndrumarea lui Dumnezeu. Da. În ceea ce privește povestea interioară a Bibliei, putem să aruncăm o privire la un pasaj din Dumnezeu Atotputernic. Bine. Dumnezeu Atotputernic spune: nimeni nu cunoaște realitatea Bibliei. Ea nu este nimic mai mult decât o consemnare istorică a lucrării lui Dumnezeu și un testament la cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu. Și nu oferă nicio înțelegere a țelurilor lucrării lui Dumnezeu. Oricine a citit Biblia știe că documentează cele două etape ale lucrării lui Dumnezeu în epoca legii și epoca harului. Vechiul Testament consemnează istoria Israelului și lucrarea lui Iahve de la Geneză până la sfârșitul epocii legii. Noul Testament consemnează lucrarea lui Isus pe pământ în cele 4 evanghelii precum și lucrarea lui Pavel. Nu sunt ele consemnări istorice? Ceea ce oamenii au consemnat poate fi spus că a fost făcut la nivelul lor de educație și valoare umană. Ceea ce au consemnat ei au fost experiențele oamenilor și fiecare a avut propriile sale mijloace de a consemna și de a cunoaște. Și fiecare consemnare era diferită. De aceea, dacă vă închinați Bibliei ca lui Dumnezeu, sunteți extrem de ignoranți și proști. De ce nu căutați lucrarea Dumnezeului de astăzi? Numai lucrarea lui Dumnezeu poate mântui omul. Biblia nu poate mântui omul. Ea nu s-a schimbat deloc timp de câteva mii de ani. Și dacă vă închinați Bibliei, nu veți dobândi niciodată lucrarea Duhului Sfânt. Abordarea oamenilor cu privire la Biblie este cea a obsesiei și credinței. Și nimănui nu este complet clar care e povestea interioară sau substanța Bibliei. Astfel, rezultatul este că astăzi oamenii mai au încă un sentiment de nedescris de magie când vine vorba despre Biblie. Ba mai mult de atât, sunt obsedați de ea și au credință în ea. Cu o astfel de credință oarbă în Biblie, cu asemenea încredere în Biblie, ei nu au nicio dorință să caute lucrarea Duhului Sfânt. În concepția oamenilor, ei cred că doar Biblia poate aduce lucrarea Duhului Sfânt. Doar în Biblie pot găsi urma pașilor lui Dumnezeu. Numai în Biblie sunt ascunse tainele lucrării lui Dumnezeu. Doar Biblia, nu alte cărți sau oameni, poate clarifica tot ceea ce este de la Dumnezeu și întreaga sa lucrare. Biblia poate aduce lucrarea cerului pe pământ. Și Biblia poate începe și încheia veacurile. Cu astfel de concepții, oamenii nu au nicio aplecare să caute lucrarea Duhului Sfânt. Deci, indiferent de cât de mare ajutor era Biblia în trecut pentru oameni, ea a devenit astăzi un obstacol în calea celei mai recente lucrări a lui Dumnezeu. Fără Biblie, oamenii pot căuta urma pașilor lui Dumnezeu în altă parte. Totuși, astăzi, urma pașilor săi a fost controlată de Biblie. Iar extinderea celei mai recente dintre lucrările sale este de două ori mai dificilă. Acest lucru se datorează întocmai faimoaselor capitole și ziceri din Biblie, precum și diferitelor profeții ale Bibliei. Biblia a devenit un idol în mintea oamenilor. A devenit un puzzle în creierul lor. Și sunt pur și simplu incapabili să creadă că Dumnezeu poate lucra și în afara Bibliei. Sunt incapabili să creadă că Dumnezeu poate fi aflat și în afara Bibliei. Cu atât mai puțin să creadă că Dumnezeu s-ar putea abate de la Biblie în vremea lucrării sale finale și să înceapă totul de la zero. Acest lucru este de neconceput pentru ei. Oamenii nu pot crede și nici nu-și pot imagina. Biblia a devenit o stabilă în calea acceptării de către oameni a noii lucrări a lui Dumnezeu și a făcut dificilă extinderea acestei lucrări noi. Da. Acum deschideți la pagina 951. Bătrâne Liu, citește dumneata. Bine. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. La urma urmelor, cine e mai măreț? Dumnezeu sau Biblia? De ce trebuie să fie lucrarea lui Dumnezeu conformă Bibliei? Oare Dumnezeu nu are voie să depășească limitele Bibliei? Oare Dumnezeu nu se poate îndepărta de la cuvântul Bibliei și să facă altă lucrare? De ce Iisus și ucenicii săi nu au respectat sabatul? Dacă, potrivit poruncilor din Vechiul Testament, Iisus ar fi trebuit să respecte sabatul, de ce nu l-a respectat când a venit? Ci, în schimb, a spălat picioare, a acoperit capete, a rupt pâine și a băut vin. Nu sunt toate acestea absente din poruncile Vechiului Testament? Dacă Iisus a onorat Vechiul Testament, de ce a sfidat aceste doctrine? Ar trebui să știți cine a fost mai întâi, Dumnezeu sau Biblia. Fiind Domnul Sabatului, nu s-ar putea ca El să fie și Domnul Bibliei? Amin. Amin. Mm. Slavă lui Dumnezeu. Frați și surori, a căuta și a explora adevărul cu privire la întrebarea dacă Biblia poate reprezenta pe Dumnezeu și ce relație există între Biblie și Dumnezeu este de cea mai mare importanță. Exact. Mai întâi, trebuie să aflăm ce fel de Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este infinit, atotputernic și înțelept. Dumnezeu este minunat și nemaipomenit. Dumnezeu e doar unul. Dumnezeu este judecătorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este atotcuprinzător. Amin. Dumnezeu este cel atotputernic care este, a fost și va veni. Amin. Numai Dumnezeu poate mântui și călăuzi omenirea. Numai Dumnezeu poate decide soarta omenirii. Amin. Amin. Acesta este un lucru recunoscut de mulți. Da. Acum să ne gândim la acest lucru. Cum a apărut Biblia? Oh, tocmai am discutat acest aspect. După ce Dumnezeu și-a terminat lucrarea, oamenii folosiți de El și-au scris mărturiile și experiențele. Iar aceste mărturii și experiențe au fost apoi compilate pentru a face Biblia. Da. Slavă lui Dumnezeu! De aceea putem spune cu mare certitudine că Biblia este doar o consemnare a lucrării lui Dumnezeu în trecut. Nu este decât o mărturie a lucrării sale. Exact. Da. Biblia nu poate reprezenta și nici nu poate înlocui pe Dumnezeu în mântuirea omului. Amin. Amin. Dacă omul se bazează în credința sa doar pe citirea Bibliei, fără să și experimenteze lucrarea lui Dumnezeu, el nu va primi niciodată Duhul Sfânt și nu se va mântui. De ce spun asta? Deoarece lucrarea lui Dumnezeu de mântuire este în continuă desfășurare. Exact. De aceea nu trebuie să ne fixăm pe una sau două etape ale lucrării lui Dumnezeu. Da. Trebuie să urmărim lucrarea lui Dumnezeu până când își va împlini lucrarea de mântuire a omenirii. Numai astfel putem dobândi mântuirea deplină de la Dumnezeu și putem ajunge la destinația plăcută a omenirii. Amin! Slavă lui Dumnezeu! Suntem binecuvântați! Planul lui Dumnezeu de gestionare a mântuirii e format din 3 etape de lucru. Epoca legii, epoca harului și epoca împărăției. Acum toată lumea înțelege că epoca legii a fost vremea în care Dumnezeu a folosit legi pentru a-l îndruma pe om. Epoca harului a fost vremea când Dumnezeu a făcut lucrarea de izbăvire asupra omului. Domnul Iisus a lăsat răstignit pentru a-l răscumpăra pe om de sub dominația satanei spre iertarea păcatelor lui, pentru a putea astfel să apară înaintea lui Dumnezeu și să intre în comuniune cu El. Lucrarea judecății în epoca împărăției este lucrarea prin care întreaga omenire este curățată în profunzime, mântuită și perfecționată. Dacă omenirea trece numai prin lucrarea epocii legii și a epocii harului, dar nu acceptă judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, ea nu va fi complet mântuită și dobândită de Dumnezeu. De ce, mă întrebați? Reflectați un moment. După cum am văzut, în epoca harului, lucrarea Domnului Iisus a fost doar una de răscumpărare a omenirii. În vremea aceea, credința în Domnul ne-a permis să ne fie iertate păcatele, să ne putem ruga lui Dumnezeu și să ne bucurăm de harul Său. Dar noi nu ne-am purificat în epoca aceea. De ce? Din cauza naturii noastre păcătoase, care ne împinge spre păcat și împotrivire față de Dumnezeu. Corect. Domnul Iisus a promis că va veni din nou și va exprima toate adevărurile despre mântuirea omului în zilele de pe urmă, pentru a purifica pe toți cei care aud glasul lui Dumnezeu și sunt aduși înaintea tronului Său. Amin. Așa cum a prezis Domnul Iisus, eu am încă multe lucruri să vă spun vouă, dar voi nu puteți să le purtați acum. Totuși, atunci când El, Duhul adevărului, are să vină, El vă va îndruma în întregul adevăr, pentru că El nu va vorbi despre El însuși, dar oricând de El va auzi, El le va și spune și vă va arăta vouă lucruri care vor veni. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic sunt o împlinire a versetului din Ioan, Atunci când El, Duhul adevărului, are să vină, El vă va îndruma în întregul adevăr. Amin. Deci Dumnezeu Atotputernic este Domnul Iisus întors. Amin. Amin. Dumnezeu Atotputernic lucrează în prezent la judecata din zilele de pe urmă. El purifică și perfecționează pe toți cei veniți înaintea tronului Său, adică pe fecioarele înțelepte care s-au întors spre El după ce au auzit glasul Lui pentru a fi biruitoare în împărăția lui Dumnezeu. Amin! Amin. Amin. Dumnezeu, ce minunat! Dumnezeu s-a întors printre noi! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Ce bine! Faptul că Dumnezeu face lucrarea de mântuire în 3 etape ne dă de înțeles că El a lucrat dintotdeauna la îndrumarea și mântuirea omenirii. Amin. Fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu este mai înaltă și mai profundă decât înainte. Amin. Slavă lui Dumnezeu! În ceea ce privește Biblia, aceasta nu este decât o carte importantă pentru noi, adepții lui Dumnezeu. Biblia nu poate face lucrarea lui Dumnezeu de a îndruma și mântui omenirea. Amin. Exact. Amin. Ăsta e adevărul. Da. Biblia nu este decât o consemnare a lucrării lui Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a desăvârșit o lucrare, omul i-a consemnat cuvintele și lucrarea și le-a compilat pentru a face Biblia. Exact. Deși Biblia este indispensabilă credinței omului, numai prin primirea Duhului Sfânt omul înțelege cu adevărat Biblia și adevărul. E un fapt. Da. Da. Deci, credința în Domnul ne cere să pășim îndeaproape pe urmele mielului, să ne supunem judecății lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Numai așa putem primi lucrarea Duhului Sfânt și vom fi mântuiți și perfecționați de Dumnezeu. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Dacă ne mulțumim doar să citim Biblia, dar nu reușim să acceptăm cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, nu putem fi purificați și mântuiți. Corect. De fapt, chiar dacă toate cuvintele lui Dumnezeu ar fi fost consemnate în Biblie, fără lucrarea Duhului Sfânt, tot nu am fi în stare să înțelegem și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pentru a înțelege adevărul, trebuie să experimentăm și să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să primim luminarea și iluminarea Duhului Sfânt. Doar așa putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu, putem înțelege adevărul și putem fi perfecționați de Dumnezeu. Amin. Da, sigur, asta e singura cale. Cu privire la asta, trebuie să înțelegem un lucru. Care este cheia mântuirii noastre de credincioși? Lucrarea Duhului Sfânt. Exact. Amin. Cheia este lucrarea Duhului Sfânt, perfecțiunea Duhului Sfânt. Amin. Și cine este Duhul Sfânt? Dumnezeu însuși, bineînțeles. Exact. Duhul Sfânt nu este doar Dumnezeu însuși. Amin. Biblia nu este decât o consemnare a lucrării lui Dumnezeu în trecut. Deci, cum ar putea să-L înlocuiască pe Dumnezeu însuși? Nu poate. Sigur că nu poate. Nu poate. Așa cum am mai spus, numai Dumnezeu poate mântui omul. Biblia nu este capabilă să-l mântuiască. Amin. Dacă credința noastră constă doar în aderarea la Biblie, dar nu și în acceptarea cuvântului și a lucrării lui Dumnezeu, în zilele de pe urmă, dacă nu urmăm etapele lucrării lui Dumnezeu, vom fi abandonați și excluși. Exact, exact. În epoca legii, au existat mulți care nu au acceptat lucrarea Domnului Isus și au fost excluși. Cei care cred în Domnul Isus, dar nu reușesc să accepte lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, vor fi de asemenea abandonați și excluși. Se poate spune că acești oameni sunt orbi și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Tot ce le mai rămâne de făcut este să îndure povara distrugerilor. Lucrarea judecății lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, prin exprimarea adevărului, este lucrarea de bază în planul lui Dumnezeu de gestionare a mântuirii întregii omeniri. Este de asemenea ultima etapă a lucrării lui Dumnezeu, aceea de purificare, mântuire și perfecționare omenirii. Exact. Deci, dacă credincioșii se rezumă numai la primele 2 etape ale lucrării descrise în Biblie, dar nu acceptă și lucrarea de purificare și mântuirea lui Hristos în zilele din urmă, ei nu vor fi niciodată mântuiți și nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu contează câți ani au crezut acești oameni în Domnul. Va fi în van, pentru că toți cei ce resping mântuirea făcută de Dumnezeu Atotputernic la sfârșitul timpului sunt potrivnici lui Dumnezeu, sunt toți niște farisei fățarnici, fără nicio îndoială că așa este. Chiar dacă fariseii L-au respins pe Domnul Isus pe baza Bibliei și în zilele de pe urmă vârznicii și pastorii resping lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic pe baza Bibliei, argumentele lor nu sunt viabile. Pentru că nu își bazează argumentele pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe litera Bibliei. Da. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, indiferent de motivele cuiva, cine nu reușește să accepte lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, este un potrivnic și un trădător al lui Dumnezeu. Amin. În ochii lui Dumnezeu, ei sunt cu toții niște răufăcători. Dumnezeu nu-i va recunoaște niciodată. Acești antihriști și necredincioși dați în vileag de lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă vor trebui să îndure pedeapsa distrugerilor ce vor veni cu plânsul și scrâșnirea dinților. Vor fi cu toții alungați și excluși de Dumnezeu pentru totdeauna și nu vor mai avea niciodată ocazia de a-L vedea și de a-I primi aprobarea. Amin. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic. De aici putem înțelege un singur lucru. Biblia nu-L poate reprezenta pe Dumnezeu. Corect. Și cu siguranță nu poate înlocui lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu e Dumnezeu și Biblia e Biblie. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Dacă credem în Dumnezeu, trebuie să-i experimentăm lucrarea în ritmul ei. Trebuie să mâncăm și să bem cuvintele pe care Dumnezeu le exprimă în zilele de pe urmă. Să acceptăm și să urmăm toate adevărurile pe care Dumnezeu le exprimă. Amin. Acesta e sensul credinței în Dumnezeu. Amin. De fiecare dată când Dumnezeu devine trup pentru a lucra, El trebuie să arunce și să excludă pe cei care aderă doar la Biblie, dar nu reușesc să-L cunoască și să asculte de El. Deci putem spune cu încredere că afirmațiile de genul credința în Dumnezeu trebuie să fie în conformitate cu Biblia, respectarea Bibliei este credința adevărată în Dumnezeu, Biblia reprezintă pe Dumnezeu, sunt pură eroare. Oricine face astfel de afirmații este orb și nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă omul ar pune Biblia mai presus de toate și ar folosi-o pentru a-L înlocui pe Dumnezeu, nu ar merge acela pe urmele fariseilor? Exact așa au făcut și fariseii. Fariseii au ținut la Biblie și s-au împotrivit lui Dumnezeu. Ca urmare, au fost blestemați de Dumnezeu. Nu este așa? Așa e. Da, ce corect, așa e. Fraților, părtășia voastră a fost clară și incisivă. Vreți un pahar cu apă? Slăvit fie Dumnezeu. Da. Până acum ne-am exersat credința ascultând cum pastorii și bătrânii ne tălmăceau Biblia și teologia în adunări. Și ce am învățat în acești ani de ascultare? N-am dobândit nici cel mai mic adevăr. Și nici nu L-am cunoscut pe Domnul. N-am avut nici cea mai mică venerație pentru Domnul. Să nu mai vorbim de a-L mări în inimile noastre. Corect. Am tratat Biblia ca pe Domnul. Și am crezut că este suficient să ne supunem pastorilor și bătrânilor. Ca credincios în Domnul, nu am avut nicio ascultare față de El. În schimb, ne-am închinat, am urmat și am ascultat de oameni. Așa e. Ce fel de credință mai era și asta? Chiar și așa, am visat că Domnul ne va răpi în împărăția cerului la întoarcerea Sa. Am trăit într-o pură fantezie. Așa e. Da. Confruntat cu lucrarea de judecată a Domnului Iisus întors în zilele de pe urmă, nu numai că nu am reușit să caut și să accept, ba chiar i-am urmat pe fariseii și antihriștii religioși, condamnându-L și împotrivindu-mă și eu lui Dumnezeu. Am fost de mult pe drumul fariseilor ce se împotrivesc lui Dumnezeu, până ce, fără să-mi dau seama, am devenit și eu un fariseu fățarnic. Totuși am crezut că păzesc calea adevărului și că sunt credincios lui Dumnezeu. Cât de neștiudor am fost! Dar acum înțeleg. Credința în Domnul cere ca noi să ascultăm vocea Domnului și să urmăm îndeaproape pașii Mielului, să acceptăm și să ascultăm cuvintele și lucrarea lui Hristos în zilele de pe urmă. Acesta este sensul adevărat al credinței în Dumnezeu. Doar prin practicarea în acest fel a credinței putem fi purificați, mântuiți și putem intra în împărăția cerurilor. Amin. Altfel, dacă suntem înșelați și controlați pe mai departe de pastori și bătrâni, chiar dacă credem în Domnul pentru tot restul vieții, vom ajunge să dobândim cel mult înțelegerea unor cunoștințe biblice și doctrine teologice. Corect. Așa este. Dar cu siguranță nu vom dobândi adevărul și viața. Corect. Și vom sfârși prin a deveni și noi farisei fățarnici, condamnați și excluși de Dumnezeu. Așa e. În trecut noi acordam același statut Bibliei și lui Dumnezeu, crezând că Biblia îl reprezenta pe Dumnezeu. O adevărată blasfemie. Așa e. Așa e. Dumnezeu este creatorul, izvorul vieții tuturor lucrurilor. Amin. Biblia însă nu-i decât o mărturie a lui Dumnezeu și o consemnare a celor două etape anterioare ale lucrării sale. Cum ar putea Biblia să-L reprezinte pe Dumnezeu? Cum l-ar putea ea înlocui pe Dumnezeu în lucrarea de mântuire a omului? Cum am putut fi atât de nechibzuiți? Cum am putut pune Biblia pe același piedestal cu Dumnezeu? Domnul Iisus a spus foarte clar, viața veșnică nu poate fi găsită în Biblie, Biblia e doar o mărturie a lui Dumnezeu. Numai Hristos îi poate da omului adevărul și viața. Amin. Amin. Cum de nu am înțeles de la început cuvintele Domnului Iisus? Așa e. Fără adevăr, omul nu poate înțelege nimic. Fără adevăr, nu percepem nimic. Dar, din fericire, am auzit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Slavă lui Dumnezeu! Altminteri nu ne-am fi dat niciodată seama că, de fapt, ne împotriveam și îl huleam pe Dumnezeu. Exact! Ce situație periculoasă! Adevărul e în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu Atotputernic. Amin! Ce îndreaptă toate deviațiile noastre și toate noțiunile eronate. Exact, așa e. Dumnezeu Atotputernic ne-a salvat. Amin! Slăvit fie Dumnezeu Atotputernic! Da, slavă lui Dumnezeu Atotputernic! Slavă lui Dumnezeu Atotputernic! Dacă n-am fi avut parte de o asemenea părtășanie despre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am fi trăit încă în întuneric. Pur și simplu nu poți obține mântuire de la Dumnezeu prin religie. Corect. Așa. Am fi fost alungați și excluși. Dumnezeu Atotputernic ne-a mântuit. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic! Ați vorbit foarte bine. Tot ce ne-a spus a fost clar. Cât despre faptul că Dumnezeu Atotputernic ar fi a doua venire a Domnului Isus, o să mai caut în Biblie pentru a verifica. Numai dacă mărturia voastră este în totalitate în conformitate cu Biblia, voi accepta afirmațiile voastre. Pentru că eu sunt pastor și trebuie să verific în Biblie. Lucrarea lui Dumnezeu se acordă obligatoriu cu Biblia. Nu pot accepta nimic ce ar fi contrar Bibliei. Chiar dacă ajung în iad, tot nu mă voi lepăda de Biblie. Dar cum trebuie să crezi în cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, nu în Biblie? Frați și surori, pentru că voi vreți să citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, fără să studiați Biblia, atunci, ei bine, eu nu vă mai deranjez. Aveți dreptul să căutați și să examinați calea adevărată. Sunteți indivizi liberi. Vă respect hotărârea. Pe viitor, nu voi mai interveni. Aici se încheie părtășia noastră de astăzi. Slavă Domnului! Stați, pastore, nu plecați! Stați un pic să discutăm! Pastorul Zhu a venit la mine aseară. Chiar? A încercat în fel și chip să nu-mi pun credința în fulgerul de la răsărit. Ba chiar mi-a cerut să-l ajut să sigileze biserica, dar nu am fost de acord, așa că s-a lăsat băgubaș. Of, pastorul jesuit! Îmi tot spunea cum credința lui în Domnul era tot una cu credința în Biblie și că chiar dacă fulgerul de la răsărit e calea cea adevărată, el nu o va accepta. Spuneți-mi, ce credeți că este cu el? Chiar e nevoie de explicație? Nici nu acceptă calea adevărată. Cum se consideră un credincios în Dumnezeu? Exact. Cel mai rău este că va încerca să închidă biserica ca să-și controleze frații și surorile. Nu-i lasă pe ceilalți să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i atunci un antichrist dat în vileag prin lucrarea Domnului Atotputernic în zilele de pe urmă? Da. Fără ajutorul lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă nu ne-am fi dat seama de ce fel de om este. Cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu îl dă în vileag pe om. Pastore Wei, aveți o foarte bună reputație. Bătrânul Liu vă respectă foarte mult. Dacă vă ridicați și vorbiți acum, bătrânul Liu vă va asculta. Bătrânul Liu este un gânditor profund și independent. Cu privire la principiul sau poziția față de credință, odată ce s-au hotărât pe ceva, nu mai poate fi clintit. Dacă acum și-a dat seama că fulgerul de la răsărit este calea cea adevărată, cred că chiar dacă aș încerca să-l conving, tot nu ar fi dispus să asculte. Nu neapărat. În problemele de zi cu zi, el este foarte înțelegător și dispus să facă compromisuri, dar în materie de credință este serios. Nu-l cunoașteți? Ieri pastorul Zu spunea fraților și surorilor noastre că el nu se va opune căutărilor noastre. Cine ar fi crezut că își va încălca cuvântul atât de repede? Ce om cu două fețe e pastorul Zu? Abia acum dau seama ce înseamnă să fiu un fariseu fățarnic. Da, nu trebuie să-l mai ascultăm. Da, dacă n-ar fi fost Dumnezeu Atotputernic să exprime adevărul, să facă lucrarea judecății în zilele de pe urmă și să-i dea în vileag pe slujitorii răi și pe anticriști, nu ne-am fi dat seama ce fel de om este. Exact. E adevărat. Pastorul Zhu își etalează cunoștințele despre Biblie, dar nu are nici cea mai mică idee despre adevăr. După cum văd, nu este un iubitor al adevărului. Este un disprețuitor al adevărului, un hulitor și un anticrist. E adevărat. A fost dat în vileag. Slavă lui Dumnezeu! În sfârșit, am văzut ce hram poartă. Nu ne vom mai lăsa înșelați de el. Da, nu o să ne mai lăsăm păcăliți de el de aici încolo. Slavă lui Dumnezeu! Haideți! Haideți! Zhizhong, da? Sunteți un bătrân al bisericii și a slujit pe Domnul de mulți ani. Sunteți profund înrădăcinat în credința dumneavoastră și aveți o bună înțelegere a Bibliei. Dar nu mă așteptam să credeți atât de ușor în fulgerul de la răsărit. Am fost foarte surprins. Așa e. Așa e. Am citit cărțile fulgerului de la răsărit. Pare într-adevăr o cale edificatoare, adevărată și foarte convingătoare. Dar trebuie să vă fie clar. Indiferent cât de înaltă ar părea calea fulgerului de la răsărit, dacă nu este consemnată în Biblie, nu putem crede în ea. Așa e. Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu sunt toate în Biblie. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate exista în afara Bibliei. Nu crezi asta? Credința noastră trebuie să fie conformă cu Biblia și trebuie să ne ținem de ea ad literam. A ne depărta de litera Bibliei este echivalent cu trădarea Domnului. Amin. Am fost om de credință toată viața. Sunt mult mai clar în privința asta decât tine. Să auzim argumentarea ta. Ascult cu atenție. Pastore, puțină apă. Da, mulțumesc. Pastore Wei, ați fost un om de credință de mulți ani și aveți o înțelegere profundă a doctrinei biblice și teologice. Lucrurile vă sunt limpezi. Acum, lăsați-mă să vă întreb, când Domnul Iisus a apărut să-și facă lucrarea, ați spune că cei care s-au depărtat de la litera Bibliei și au acceptat cuvintele și lucrările lui au fost denigratorii și trădătorii lui Iahve? Pastore Wei, ce spuneți? N-aș spune asta. Deci când spuneți că îndepărtarea de la litera Bibliei este o negare sau trădarea Domnului, cum stă în picioare acest argument? Mai corespunde realității? În acea epocă, fariseii toți s-au agățat de cuvântul Bibliei și au protejat-o. Și totuși l-au răstignit pe Domnul Iisus, atrăgându-și astfel blestemul lui Dumnezeu. Să ne oprim pentru a reflecta puțin asupra lecțiilor pe care le putem învăța din greșeala fariseilor. Pastore Wei, trebuie să reflectăm adânc asupra acestui lucru. Să nu mergem pe urmele fariseilor, împotrivindu-ne lui Dumnezeu. Altfel, cine știe ce se va întâmpla cu noi? Pastorul Wei a vorbit în folosul vostru și voi acum îi căutați nod în papură. Punându-vă credința în fulgerul de la răsărit, vă rătăciți de la căile Domnului și îl trădați pe Dumnezeu cu bună știință. Vă recomand să vă spovediți păcatele și să vă pocăiți. Priviți-vă în față greșeala. Alminteri, toată credința voastră va fi fost în van. Zhizhong, am fost credincioși ani de zile. Am renunțat la toate și am lucrat din greu pentru Domnul. Am mers chiar la închisoare. Nu am făcut-o cu toții pentru a obține aprobarea Domnului. Așa e. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16 spune: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Doar prin credința noastră în Domnul Iisus vom primi viață veșnică. Crezând în Dumnezeu Atotputernic, nu-L trădați pe Domnul Iisus? Cum explicați acest lucru? Fără îndoială voi credeți în Domnul Iisus, dar puteți pretinde că îl și cunoașteți pe Domnul Iisus? Dacă atunci când Domnul Iisus reapare și lucrează din nou, nu numai că nu-L recunoașteți, dar nici nu-L acceptați, atunci dacă doar păstrați numele Domnului Iisus, credeți în aceste cuvinte, Domnul Iisus, sunteți siguri că veți fi luați în împărăția cerurilor? Factorul cheie care determină dacă vei fi sau nu primit în împărăția cerurilor este să recunoști a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Fecioarele înțelepte care aud glasul Domnului vor fi aduse înaintea Lui, iar cele nechibzuite vor fi lepădate și excluse. Cum înțelegeți voi profeția asta? De fapt, m-am bazat pe faptul că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu și afirmațiile lui Dumnezeu. Așa am ajuns să cred că Dumnezeu Atotputernic este a doua venire a Domnului Iisus și arătarea lui Dumnezeu. Mi-am bazat acceptarea lui Dumnezeu Atotputernic pe profeția Domnului Iisus. Acesta este în deplină conformitate cu Biblia. Ați îndrăznit să spuneți altfel? Farisei au fost interpreți ai Bibliei și totuși l-au răstignit pe Domnul Iisus pe cruce. Care a fost problema lor? Problema lor a fost că nu au înțeles scrierile Bibliei, dar și mai rău că nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus? Nu a fost că au auzit cuvintele lui Iisus, dar nu le-au recunoscut ca fiind adevărul? În consecință, l-au ucis pe Iisus pe cruce. Credința noastră în Domnul nu este credință în Biblie. Biblia și Dumnezeu sunt fundamental diferite. Biblia nu poate reprezenta pe Domnul. Credința în Domnul înseamnă a urma cuvintele Lui și a căuta arătarea și lucrarea Lui. Dar cel mai important este de a-L urma pe Domnul. Dacă înțelegeți cu adevărat Biblia, cum de nu vedeți natura reală a acestei probleme? Pastore Wei, cred că ar trebui să studiați lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă. Citiți mai mult din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic și veți înțelege ce se petrece. Îndată ce veți citi cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, va fi mai ușor să discutăm. Liu Zhizhong, tu? M-am implicat atât de mult să vă învăț. Sunt dezamăgit. Descurcați-vă singuri de acum. Liu Zhizhong, dacă vreți să urmați fulgerul de la răsărit, eu nu vă voi sta în cale. Dar să vă fie foarte clar, de azi încolo nu mai sunteți de-al nostru. În numele bisericii noastre vă dau afară. Și vă avertizez să nu mai călcați pe aici. Pastore Ju, oile lui Dumnezeu nu aparțin unei biserici sau unui om. Oile lui Dumnezeu ascultă de glasul lui. Dacă Dumnezeu voiește să-și cheme oile la el, nimeni nu-i va sta în cale. Bun. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic, că ne-am născut în nouă zi să aflăm ceva ce ne poate și să ne ajute și să ne lumineze și mai mare. Slavă lui Dumnezeu! Oare ce va fi? Frați și surori! Frați și surori! În acest timp am ascultat părtășia martorilor de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și am citit multe din cuvintele sale. Cu privire la adevăr și la povestea interioară a Bibliei, relația dintre Dumnezeu și Biblie, modul în care ar trebui să tratăm Biblia în credința noastră, precum și adevăratul sens al credinței în Dumnezeu, planul lui Dumnezeu de gestionare a mântuirii omului, cum să experimentăm lucrarea lui Dumnezeu în credința noastră, cum să căutăm adevărul pentru a atinge mântuirea și perfecțiunea și modul corect de a practica credința. Cu privire la toate aceste aspecte ale adevărului am început să înțeleg ceva. Amin. Amin. Să practicăm chiar așa credința. Tot ce exprimă Dumnezeu Atotputernic este adevărat. Amin. Și este fără îndoială glasul lui Dumnezeu. Amin. Sunt cuvintele Duhului Sfânt către biserici. Amin. Sunt ferm convins că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Iisus întors. Amin. Dumnezeu a întors? Dumnezeu s-a întors printre noi? Da, chiar s-a întors Domnul. minunat, s-a întors! Ce fericire! S-a întors! Slavă lui Dumnezeu! Da, da, da! Dacă Domnul Iisus a revenit, de ce nu-l vedem? Frați și surori, haideți să ne calmăm. Astăzi am invitat pe martorii de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a ne ajuta să căutăm adevărul și să cercetăm calea cea adevărată. Ca în curând să putem auzi glasul lui Dumnezeu înaintea tronului său. Să experimentăm judecata lui Hristos dobândind mântuire de la Dumnezeu în zilele de pe urmă. Amin. Bun venit tuturor! Dacă aveți întrebări, nu vă sfiiți să ni le puneți oricând. Cei doi frați vor părtăși și vor răspunde la întrebări. Bine. Frate Gao, mă rog. Frați și surori, slavă lui Dumnezeu pentru pregătirea unei astfel de ocazii, unde toți să ne adunăm împreună în părtășie despre adevăr. Slavă lui Dumnezeu! Dacă cineva are întrebări, nu ezitați să întrebați. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pot rezolva toate întrebările și dificultățile noastre. Amin. Frate Gao, prin ultima noastră părtășie am dobândit o înțelegere mai clară a relației dintre Biblie și Dumnezeu. Biblia este Biblie, Dumnezeu este Dumnezeu. Biblia și Dumnezeu sunt diferite, nu pot fi puse la egalitate. Slavă lui Dumnezeu! A crede în Dumnezeu înseamnă să-L mărim, să-L ascultăm și să ne închinăm Lui. N-ar trebui să înlocuim pe Dumnezeu cu Biblia. Așa e. Omul crede orbește în Biblie, se închină Bibliei și vede Biblia ca fiind egală cu Dumnezeu. Aceasta este o împotrivire și o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Cu toate astea, mulți încă nu înțeleg de ce. Dacă Biblia este o consemnare a cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei omului față de Dumnezeu, de ce nu putem dobândi viață veșnică doar din citirea Bibliei? Biblia este o mărturie a lucrării lui Dumnezeu, de o inestimabilă valoare pentru omenire. Prin citirea Bibliei înțelegem că Dumnezeu este ziditorul tuturor lucrurilor. Realizăm măreția lui Dumnezeu prin faptele sale fără seamăn. Amin. Amin. De ce nu găsim în Biblie calea vieții veșnice dacă ea conține multe din cuvintele lui Dumnezeu? Amin. De ce? Toată lumea trebuie să înțeleagă acest adevăr. Frate Gao, împărtășiți din cunoștințele dumneavoastră. Amin. Da, haideți să părtășiți cu noi. Așa este, având în vedere că Biblia a fost de mare folos omenirii, de ce nu găsim nicio cale spre viața veșnică în Biblie? De ce? Spuneți că nu există viață veșnică prin Biblie. De ce nu pot decât să cred că nu e cu putință? Spuneți-mi ce părere aveți. Așa e, frate. Nici eu nu văd cum este posibil. Spuneți-ne, vă rugăm. Da, să ascultăm ce aveți de spus. Frați și surori, prin citirea Bibliei ajungem să înțelegem că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și începem să recunoaștem faptele Lui minunate. Asta deoarece Biblia este o mărturie ale primelor două etape din lucrarea Lui Dumnezeu. Este o consemnare a cuvintelor și a lucrării lui Dumnezeu și a mărturiei omului în epoca legii și în epoca harului. Deci, Biblia este foarte importantă credinței noastre. Da. Gândiți-vă puțin, dacă n-ar fi fost Biblia, cum ar fi ajuns omul să înțeleagă cuvântul Domnului și să-L cunoască pe Domnul? Cum ar mai fi fost omul martor la lucrarea lui Dumnezeu într-o dreapta sa credință în El? Corect. Dacă omul nu citește Biblia, cum altfel va cunoaște dreapta mărturie a tuturor sfinților de-a lungul veacurilor de ascultare de Dumnezeu? Așadar, citirea Bibliei este esențială pentru practica credinței. Și niciun credincios întru Domnul n-ar trebui să se abată de la Biblie. Putem spune că cine se abate de la Biblie nu poate crede în Domnul. Da, chiar așa e. Acest lucru este verificat de viețile sfinților de-a lungul veacurilor. Nimeni nu îndrăznește să nege valoarea și semnificația citirii Bibliei în practica credinței. Astfel, sfinții de-a lungul veacurilor și credincioșii consideră că citirea Bibliei este o chestiune foarte importantă. Unii merg chiar mai departe și spun că citirea Bibliei și rugăciunea sunt esențiale cum sunt picioarele noastre pentru mersul pe jos. Chiar. Dar Domnul Iisus a spus: căutați în Scripturi, pentru că în ele voi credeți că aveți viață veșnică și că ele sunt cele care mă mărturisesc pe mine. Iar voi nu veți veni la mine ca să puteți avea viață. Amin. Ei bine, unii oameni sunt confuzi. Cred că, având în vedere că Biblia este o consemnare a cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei omului, citirea Bibliei ar trebui să dea omului viața veșnică. Exact, așa e. Atunci, de ce Domnul Iisus a spus că nu există viață veșnică în Biblie? Despre ce e vorba aici? În realitate, asta nu e atât de greu de înțeles. Dacă înțelegem povestea interioară și substanța cuvintelor și a lucrării lui Dumnezeu în epoca legii și epoca harului, precum și efectul obținut prin intermediul lor, atunci vom ajunge să înțelegem de ce nu este posibil să se primească viața veșnică prin citirea Bibliei. Pentru început, să privim la epoca legii. În această epocă, Iahve era preocupat în primul rând de promulgarea legilor, de poruncile și rânduielile pe care avea să le urmeze omul. Cuvintele lui erau un fel de ghid pentru ca omenirea încă în fașă să poată supraviețui pe pământ și ele nu implicau schimbarea modului de viață al omului. Așadar, cuvintele lui Dumnezeu în epoca legii au fost menite să-i facă pe oameni să respecte legile și poruncile. Deși aceste cuvinte erau adevărate, ele reprezintă un adevăr foarte rudimentar. În timpul epocii Harului, cuvintele și lucrarea Domnului Isus erau concentrate asupra lucrării de izbăvire. Cuvintele pe care le-a emis au fost despre adevărul izbăvirii și au învățat pe oameni că trebuie să-și mărturisească păcatele și să se pocăiască și să se abțină de la păcat și răutate. Aceste cuvinte i-au învățat pe oameni cum să se roage Domnului și i-au cerut omului să-L iubească pe Domnul din tot sufletul, să-și iubească aproapele ca pe sine însuși, să fie tolerant și răbdător, să ierte, etc. Toate acestea sunt incluse în calea pocăinței. Corect. Așa e. Deci, prin citirea Bibliei, putem înțelege numai lucrarea lui Dumnezeu în epoca legii și în epoca Harului. Înțelegem că toate lucrurile sunt create de Dumnezeu și învățăm să trăim pe pământ și să ne închinăm lui Dumnezeu. Înțelegem ce este păcatul, cine sunt cei binecuvântați de Dumnezeu și cine sunt cei blestemați de el. Învățăm să ne mărturisim păcatele și să ne pocăim în fața lui Dumnezeu. Învățăm umilința, toleranța, iertarea și știm că trebuie să ne purtăm crucea și să-L urmăm pe Domnul. Vedem mila și compasiunea nelimitată a Domnului Isus. Amin. Și înțelegem că numai venind înaintea Domnului Isus cu credință ne vom bucura de harul și adevărul său abundent. Amin. Cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu în epoca legii și în epoca harului, așa cum sunt consemnate în Biblie, au fost adevăruri rostite de Dumnezeu în conformitate cu planul său de mântuire a omenirii și a nevoilor omenirii la vremea aceea. Aceste adevăruri erau capabile doar să determine omul să adopte comportamente superficiale, dar erau complet incapabile să rezolve rădăcinile păcătoșeniei omenești, să schimbe modul de viață al omului și să permită omului să obțină purificare, mântuire și perfecțiune. Astfel, cuvintele date de Domnul Isus în epoca Harului pot fi numite doar calea pocăinței, dar nu și calea vieții veșnice. Amin. Domnul Isus a dat omului calea pocăinței, nu calea vieții veșnice. Când mă gândesc la asta, se pare că așa este. Atunci, ce-i calea vieții veșnice? Să auzim ce are de spus. Frați și surori, deci ce este calea vieții veșnice? Calea vieții veșnice este calea adevărului care permite omului să trăiască pentru totdeauna. Adică este calea care permite omului să arunce legăturile și limitările naturii sale păcătoase, să schimbe dispoziția vieții și să-i permită să câștige adevărul ca viață, să se despartă de influența lui Satan și să devină compatibil cu Hristos. Îi permite omului să-L cunoască, să-L asculte și să-L venereze pe Dumnezeu. Să nu mai păcătuiască prin împotrivirea sau trădarea lui Dumnezeu. Doar calea care poate realiza acest efect poate fi numită calea vieții veșnice. Amin. Clar este totul. Omul moare ca urmare a păcatului. Dacă omul atinge adevărul ca viață și rezolvă tot păcatul ce îl întinează, Dumnezeu îl va binecuvânta cu viață veșnică. Slavă lui Dumnezeu! Așadar, numai primind mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, putem să dobândim viața veșnică de la Dumnezeu. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Acum am înțeles de ce calea vieții veșnice nu poate fi în Biblie. Biblia consemnează cuvintele și lucrările lui Dumnezeu în epoca legii și epoca harului, dar nu e calea vieții veșnice exprimată de Dumnezeu. Așa este. Dacă n-am fi auzit această părtășie, nu ne-am fi dat seama niciodată. Exact. Părtășia de astăzi este clară. Exact. Oare ce o să mai aflăm astăzi? Slavă Domnului! Această părtășie mi-a fost de mare ajutor. Biblia e cu adevărat doar o consemnare a primelor două etape ale lucrării lui Dumnezeu. Dacă cineva citește Biblia, dar nu urmează pe Domnul, nu poate dobândi viață veșnică. Bine. Biblia nu poate da omului viață veșnică. Eu nu mă îndoiesc de asta. Slavă lui Dumnezeu! Dar noi credem că, punându-ne credința în Domnul, putem să obținem viață veșnică. Așa e. Da. Cuvântul Domnului susține acest lucru. Domnul Iisus a spus: eu sunt învierea și viața, iar acela care crede în mine, chiar dacă era mort, încă va trăi. Și orice om care trăiește și care crede în mine, niciodată nu va muri. Amin. Dar niciunui om care bea din apa pe care eu o voi da lui, nu-i va fi vreodată sete, deoarece apa pe care eu o voi da lui va fi în el un izvor de apă care curge în viața veșnică. Amin. Aceste pasaje sunt făgăduiala Domnului Iisus. Da, da. Domnul Iisus ne poate da viața veșnică. Calea Domnului Iisus este calea vieții veșnice. Amin. Dar mărturisiți că Hristos al zilelor de pe urmă ne va aduce calea vieții veșnice. Nu prea înțeleg acest lucru. Toți suntem adepți ai Domnului Iisus Hristos. De ce nu este suficient acest lucru pentru a atinge calea vieții veșnice? Așa e. Așa nu putem câștiga viața veșnică decât crezând în Domnul. Fraților, vă rugăm, discutați cu noi. Veniți la părtășie cu noi. Veniți la părtășie cu noi. Da! Nu este Domnul Iisus Fiul omului, nu este El Hristos? Biblia spune: acela care crede Fiului are viață veșnică, iar acela care nu crede Fiului, viața nu o va vedea, dar mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Nu a avut Domnul Iisus calea vieții veșnice? Prin credința în Domnul Iisus ar trebui, prin urmare, să avem și calea vieții veșnice. Deci, de ce trebuie să acceptăm și cuvintele și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă? Nici eu nu prea înțeleg asta. Vă rugăm, discutați cu noi. Da, da, vorbiți-ne, vă rugăm. Bine. Frați și surori, Domnul Iisus este Dumnezeu întrupat. Este arătarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: și orice om care trăiește și care crede în mine, niciodată nu va muri, deoarece apa pe care eu o voi da lui va fi în el un izvor de apă care curge în viața veșnică. Amin. Biblia spune: acela care crede Fiul lui are viață veșnică. Aceste cuvinte sunt toate adevărul, toate sunt fapte. Deoarece Domnul Iisus este Dumnezeu întrupat, El are substanța și identitatea lui Dumnezeu. El este El însuși calea vieții veșnice. Amin. Tot ceea ce El spune și face este o manifestare firească a vieții lui Dumnezeu. Tot ceea ce El exprimă este adevărul și ceea ce Dumnezeu este și are. Da. Deci, Domnul Iisus este El însuși viață veșnică și poate da calea spre viață veșnică. Amin. Amin. El poate aduce morții înapoi la viață. Crezând în Domnul Iisus, credem în singurul Dumnezeu adevărat și putem să primim viața veșnică, fără îndoială. Amin. Învierea lui Lazar de către Domnul Iisus este o dovadă bună că Domnul Iisus ne poate da calea vieții veșnice. El are această autoritate. Amin. Atunci, de ce Domnul Iisus n-a acordat calea vieții veșnice în epoca Harului? Da, așa e. Ce ciudat, de ce? Asta pentru că Domnul Iisus a venit să fie răstignit pe cruce pentru a izbăvi omenirea, nu pentru a face lucrarea purificării și a mântuirii ca în zilele de pe urmă. Lucrarea de izbăvire a Domnului Iisus nu s-a ocupat decât de iertarea păcatelor omului, nu și de îndreptarea naturii și a firii lui satanice. Deci, crezând în Domnul, am fost iertați pentru păcatele noastre, dar firea noastră satanică nu a fost în niciun caz curățată. Încă mai păcătuim, ne împotrivim și îl trădăm pe Dumnezeu. Nu este adevărat? Da, așa e. Noi încă mai păcătuim. După ce am stabilit toate astea, trebuie să fim clari asupra unui lucru. Lucrarea de izbăvire a Domnului Iisus în timpul epocii Harului a deschis calea pentru lucrarea judecății în zilele de pe urmă. Deci, după ce și-a desăvârșit lucrarea de izbăvire, El a făgăduit că se va întoarce din nou printre oameni. Domnul Iisus a spus: eu am încă multe lucruri să vă spun vouă, dar voi nu puteți să le purtați acum. Totuși, atunci când El, Duhul adevărului, are să vină, El vă va îndruma în întregul adevăr, pentru că El nu va vorbi despre El însuși, dar oricâte El va auzi, El le va și spune și vă va arăta vouă lucruri care vor veni. Amin. Din cuvintele Domnului Iisus putem vedea că Numai atunci când Domnul vine din nou în zilele de pe urmă, va exprima tot adevărul care purifică și mântuiește omul. Aici, atunci când El, Duhul adevărului, are să vină, El vă va îndruma în întregul adevăr. Aici, aceste adevăruri sunt exact cele pe care Dumnezeu Atotputernic le exprimă în zilele de pe urmă spre purificarea și mântuirea omenirii. Amin. Sunt cuvintele pe care Duhul Sfânt le spune bisericilor. Amin. Și sunt calea vieții veșnice pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor în zilele de pe urmă. Amin. Amin. De aceea, adepții Domnului nu au putut obține calea vieții veșnice în epoca Harului. Amin. Deci numai Domnul Iisus, întors în zilele de pe urmă, dăruiește viață veșnică. Da, această părtășie a făcut lumină. Slavă lui Dumnezeu! Minunată a fost această părtășie. Da, slavă lui Dumnezeu! Domnul Iisus a spus: și orice om care trăiește și care crede în mine, niciodată nu va muri. Biblia ne mai spune de asemenea: acela care crede Fiului are viață veșnică. Dar de fapt, Domnul a spus acest lucru pentru a mărturisi că El însuși este arătarea lui Dumnezeu. Și numai El poate da omului viață veșnică. Promisiunea Domnului Isus că cei ce cred în El nu vor muri niciodată este o mărturie a autorității lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși este calea vieții veșnice. Dumnezeu poate să acorde omului viața veșnică. Amin. Aceasta nu înseamnă că omul a primit viața veșnică când a acceptat lucrarea Domnului Isus. Exact. Sunt sigur că toată lumea înțelege aceasta. Da, așa. Da. Dar în cercurile religioase, mulți cred că atâta timp cât păcatele le sunt iertate, pot intra în împărăția cerurilor și dobândi viața veșnică. Există ceva în cuvântul lui Dumnezeu care să susțină ideea asta? Da, nu. E o întrebare. Nu există. Așa e. Domnul Iisus n-a spus niciodată nimic în acest sens. Să reflectăm puțin la asta. Conform concepției noastre, atâta timp cât păcatele ne sunt iertate, putem intra în împărăția cerurilor și dobândi viața veșnică. Dar de ce Domnul Iisus a prorocit în mai multe rânduri că va veni din nou? Exact. Într-adevăr, așa e. Și de ce a spus ucenicilor săi atâtea profeții și pilde? Aceste profeții și pilde sunt lucruri pe care El le va realiza când vine din nou. Poate că oamenii cred în Domnul de mulți ani, dar încă nu văd aceste lucruri? Avem nevoie de o astfel de părtășie pentru a ne ajuta să înțelegem acest lucru. Dacă oamenii doar îl acceptă pe Domnul, dar nu-i acceptă întoarcerea, ce fel de problemă e aceasta? Nu este aceasta o trădare a Domnului? Nu-i de mirare că Domnul Iisus a spus: nu fiecare dintre voi care mi-a spus mie, Doamne, Doamne, va și intra în împărăția cerurilor, ci el, cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor spune mie în acea zi: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am prorocit noi? Și în numele Tău nu am izgonit noi diavol? Și în numele Tău nu am făcut noi multe lucrări minunate? Și apoi eu le voi cuvânta lor: nici când nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi care lucrați nedreptatea. Amin. Amin. Da, așa e. Cred că într-adevăr așa e. Cuvintele Domnului s-au împlinit acum. Dacă cineva acceptă numai pe Domnul Iisus, dar nu acceptă întoarcerea Lui, este aceasta o persoană care crede cu adevărat în Fiul? Nu, cu siguranță nu. Un astfel de om îl trădează pe Domnul. Adevărații credincioși în Fiul sunt aceia care nu numai cred în Domnul, ci și acceptă întoarcerea Lui, care îl urmează pe Hristos până la sfârșit. Doar o astfel de persoană poate dobândi viața veșnică. Toți cei ce cred în Domnul Iisus, fără să-L accepte pe Dumnezeu Atotputernic, îl trădează de fapt pe Domnul Iisus. Ei cred în Domnul, dar pentru că nu-L urmează pe Dumnezeu până la sfârșit, credința lor este inutilă. Sunt ca sămânța căzută pe marginea drumului. Așa este. Lucrul acesta este foarte important. Domnul Iisus îi consideră drept răufăcători, deoarece ei recunosc doar numele Lui, dar nu acceptă și întoarcerea Lui. El a spus: nici când nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi care lucrați nedreptatea. Amin. Amin. Deci spuneți-mi, acei oameni care sunt astfel condamnați și izgoniză Domnul, aceia care îi păstrează numai numele, pot dobândi viața veșnică? Da, cu siguranță, asta e adevărat. Exact. Cu siguranță că nu vor câștiga nimic. Mai mult, vor coborî în iad și vor fi pedepsiți. Aceasta dezvăluie pe deplin firea dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu. Nu este așa? Așa este. Fratele Gao a spus bine. Odată citeam cuvintele Domnului: și orice om care trăiește și care crede în mine niciodată nu va muri. Credeam că doar crezând în Domnul Isus avem viața veșnică. Dar după părtășia celor doi frați, mi-e mult mai clar totul. Da. Nu trebuie doar să credem în Domnul Isus, ci să și acceptăm a doua sa venire. Așa primim viața veșnică. Amin. Cum văd cât de important este să accepți lucrarea lui Isus întors. Așa e. Nu putem rata această ocazie. Așa e. Nu putem rata. Frați și surori, după cum știm cu toții, în ciuda faptului că atunci când omul și-a acceptat izbăvirea prin Domnul Isus, în epoca Harului, păcatele sale i-au fost iertate. Și-a primit dreptul de a se ruga lui Dumnezeu și de a se bucura de harul și binecuvântările lui. Nu se poate nega acest lucru. În momentul de față, omul este încă supus naturii sale păcătoase, trăind încă neputincios în păcat. Total incapabil să pună în practică cuvântul Domnului și fără niciun respect și ascultare față de Dumnezeu. Astăzi omul continuă să-L mintă și să-L înșele pe Dumnezeu. Da. Căutând faimă și averi, poftă de bani și urmând moda lumească. Mai cu seamă când lucrarea lui Dumnezeu nu este tocmai potrivit așteptărilor sale, omul îl învinuiește, îl judecă și chiar îi se împotrivește. Astfel de oameni nici nu se pot păcăi cu adevărat. Deci ce credeți? Ar putea ei să obțină aprobarea Domnului? Nu, în niciun caz. Cum poate cineva să obțină aprobarea lui Dumnezeu fără să se pocăiască? Chiar dacă mulți oameni pot să-L urmeze, să-L mărturisească, chiar să-și sacrifice viețile pentru Domnul și s-au pocăit cu adevărat, în realitate, firea lor coruptă poate să fie curățată astfel încât să ajungă la sfințenie? Nu. Cu certitudine nu. Deci îl cunosc ei cu adevărat pe Domnul. Înseamnă că s-au eliberat de influența Satanei și au fost câștigați de Dumnezeu? Nu, deloc. Acest lucru este recunoscut de toată lumea. Acest lucru este suficient pentru a dovedi că lucrarea Domnului Isus în epoca Harului a fost doar o lucrare de izbăvire. Cu siguranță nu a fost lucrarea mântuirii și a perfecționării din zilele de pe urmă. Cuvintele pe care Domnul Isus le-a exprimat în epoca Harului au arătat oamenilor doar calea pocăinței, nu și cea a vieții veșnice. Amin. De aceea Domnul Isus a promis că se va întoarce. Întoarcerea Domnului Isus are menirea de a exprima adevărul și de a acorda omului calea vieții veșnice, astfel încât acesta să poată scăpa de sub influența Satanei și să trăiască viața cea adevărată a omului cunoscător și ascultător de Dumnezeu, respectând pe Dumnezeu și devenind compatibil cu El, pentru a putea astfel să intre în împărăția cerurilor. Amin! Pe temelia lucrării de izbăvire făcută de Domnul Isus, Dumnezeu Atotputernic și-a început în zilele de pe urmă lucrarea de judecată pornind de la casa lui Dumnezeu și-a exprimat toate adevărurile pentru a purifica și mântui omenirea. El a dezvăluit omenirii firea dreaptă, măreață și de nejignit a lui Dumnezeu. A judecat și a expus substanța și faptele pervertirii omului de către Satana. El a dezgropat rădăcina răzvrătirii și împotrivirii omului față de Dumnezeu și le-a expus oamenilor toate intențiile și cerințele lui Dumnezeu. În același timp, El a explicat omenirii cu claritate toate adevărurile de care omul are nevoie pentru a fi mântuit. Cum ar fi povestea interioară și substanța tuturor celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu de mântuire, precum și relația dintre aceste trei etape, diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului, povestea interioară și adevărul Bibliei, taina judecății în zilele de pe urmă, taina răpirii la cer a fecioarelor înțelepte și cea a perfecționării oamenilor înbiruitori înaintea dezastrelor, taina întrupării lui Dumnezeu și ce înseamnă să credem cu adevărat, să-L ascultăm și să-L iubim pe Dumnezeu, să-L respectăm și să ne ferim de rău pentru a deveni compatibil cu Hristos, să înțelegem rostul vieții și așa mai departe. Aceste adevăruri sunt calea vieții veșnice dăruite de Dumnezeu oamenilor în zilele de pe urmă. Amin. Adevărurile pe care le exprimă Dumnezeu Atotputernic sunt calea vieții veșnice. Acest lucru nu l-am putea atinge dacă am practicat credința în sânul unei religii. Așa e. Așadar, dacă vrem să aflăm adevărul și viața, să fim mântuiți, purificați și sfințiți, atunci trebuie să acceptăm și să ascultăm cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic Hristos din zilele de pe urmă. Amin! Aceasta este singura cale prin care putem ajunge la adevăr și la viață. Amin! Amin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu. Să cercetăm cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Bine! Dați-ne o carte cu cuvântul lui Dumnezeu. Sigur! Acesta este cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Vă rog să împărțiți aceste cărți fraților și surorilor. Frate, vrem și noi aici una. Haide, dați mai departe. Frate, mai ai una, dă-ne și nouă. Dați-o mai departe. Este cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Deschideți, vă rog, la pagina 1459. Bine! Dumnezeu Atotputernic spune: Dumnezeu însuși este viața și adevărul, iar viața și adevărul lui coexistă. Cei ce nu sunt în stare să dobândească adevărul nu vor dobândi nici viața. Fără îndrumarea, sprijinul și asigurarea adevărului veți obține numai scrieri, doctrine și mai mult, moarte. Viața lui Dumnezeu este mereu prezentă, iar adevărul și viața lui coexistă. Dacă nu puteți afla sursa adevărului, atunci nu veți dobândi hrana vieții. Dacă nu puteți obține sursa vieții, atunci cu siguranță nu veți avea niciun adevăr. Și astfel, în afară de închipuiri și preconcepții, trupul vostru nu va fi decât carne. Carnea voastră împuțită. Să știți că vorbele cărților nu sunt socotite ca fiind viață. Consemnările istoriei nu pot fi celebrate drept adevăruri. Iar doctrinele din trecut nu pot sluji ca relatare a cuvintelor spuse în prezent de Dumnezeu. Doar ceea ce este exprimat de Dumnezeu când vine pe pământ și trăiește printre oameni este adevărul, viața, voia lui Dumnezeu și modul său actual de lucru. Dacă aplicați consemnările cuvintelor rostite de Dumnezeu din timpul epocilor trecute până azi, atunci nu sunteți decât un arheolog și, în cel mai bun caz, un expert în materie de patrimoniu istoric. Aceasta este deoarece voi nu credeți decât în urme ale lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în vremuri de mult apuse. Credeți doar în umbra lui Dumnezeu rămasă de pe vremea când a lucrat în trecut printre oameni și credeți numai în calea pe care Dumnezeu le-a dat-o adepților săi în trecut. Nu credeți în direcția lucrării lui Dumnezeu de astăzi, nu credeți în chipul său glorios de astăzi și nu credeți în calea adevărului exprimat de el în prezent. De aceea nu sunteți fără îndoială decât niște visători complet lipsiți de orice legătură cu realitatea. Dacă încă vă mai agățați de cuvinte ce sunt incapabile de a aduce viață omului, atunci nu sunteți decât niște cioturi de lemn uscat, fără speranță, pentru că sunteți prea conservatori, prea reticenți, prea lipsiți de rațiune. Amin. Acum să deschidem la pagina 1460. Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și nepieritoare a adevărului. Acest adevăr este calea prin care omul va câștiga viață. Singura cale prin care omul îl va cunoaște pe Dumnezeu și va fi acceptat de el. Dacă nu căutați calea vieții oferită de Hristos în zilele de pe urmă, atunci nu veți obține niciodată aprobarea lui Isus și nu veți merita niciodată să intrați pe poarta împărăției cerului, căci sunteți doar o marionetă și un prizonier al istoriei. Cei care sunt controlați prin regulamente, prin scrieri și legați de istorie, nu vor dobândi niciodată viața și nu vor putea niciodată să obțină calea către viața veșnică. Aceasta este deoarece tot ceea ce ei au este apă tulbure care a stagnat mii de ani, în loc de apa vieții ce izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Cei ce nu primesc apa vieții vor rămâne pentru totdeauna hoituri, jucării ale satanei și fii ai iadului. Cum ar putea ei, deci, să-L vadă pe Dumnezeu? Dacă nu încercați decât să vă agățați de trecut, să păstrați lucrurile așa cum sunt, stând pe loc, și nu încercați să schimbați status quo-ul și să renunțați la istorie, atunci nu veți fi întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Etapele lucrării lui Dumnezeu sunt vaste și puternice, ca valurile devastatoare și tunetele care se rostogolesc. Iar voi, în nebunia voastră, stați și așteptați pasiv distrugerea, fără să faceți nimic. În felul acesta, cum puteți fi considerat cineva care merge pe urmele mielului? Cum puteți justifica Dumnezeul de care vă agățați ca pe un Dumnezeu ce este întotdeauna nou și niciodată vechi? Și cum pot cuvintele cărților voastre îngălbenite să vă ducă spre vremurile cele noi? Cum vă pot conduce să aflați etapele lucrării lui Dumnezeu? Și cum vă pot purta până la cer? Ceea ce țineți voi în mâini sunt scrieri ce nu vă pot oferi decât o mângâiere temporară, nu adevărurile cele dătătoare de viață. Scripturile pe care le citiți sunt cele care vă pot îmbogăți limba, nu cuvinte de înțelepciune care să vă ajute să cunoașteți viața omenească și cu atât mai puțin căile ce duc spre perfecțiune. Chiar nu vă dă de gândit această nepotrivire? Chiar nu vă permit să înțelegeți tainele cuprinse înăuntru? Sunteți în stare să vă oferiți cerului pentru a-L întâlni singuri pe Dumnezeu? Fără venirea lui Dumnezeu, vă puteți voi sui la cer ca să gustați din fericirea familiei cu Dumnezeu? Încă mai visați și acum? Vă sfătuiesc atunci să vă opriți din visare și să vă uitați la cine lucrează acum, la cine face acum lucrarea de mântuire a omului în zilele de pe urmă. Dacă nu, nu veți dobândi niciodată nici adevărul și nici viața. Amin. Amin. Cei care doresc să dobândească viața, fără să se bazeze pe adevărul rostit de Hristos, sunt cei mai ridicoli oameni de pe pământ. Iar cei ce nu acceptă modul de viață adus de Hristos sunt pierduți în fantezie. Și așa spun că oamenii care nu-L acceptă pe Hristos din zilele de pe urmă vor fi pe vecie disprețuiți de Dumnezeu. Hristos este poarta omului spre împărăție în zilele de pe urmă, pe care nimeni nu o poate ocoli. Nimeni nu poate fi desăvârșit de Dumnezeu decât prin Hristos. Credeți în Dumnezeu și astfel trebuie să acceptați cuvintele sale și să urmați calea sa. Nu trebuie doar să gândiți la a dobândi binecuvântările fără a primi adevărul sau fără a accepta sursa vieții. Hristos vine în zilele de pe urmă pentru ca toți cei ce cred în El cu adevărat să poată primi viață. Lucrarea sa este menită să încheie o epocă și să deschidă una nouă. Și este calea ce trebuie luată de către toți cei care ar intra în noua epocă. Dacă nu sunteți în stare să-L recunoașteți și în schimb îl condamnați, îl batjocoriți sau chiar îl persecutați, atunci sunteți legați să ardeți pe veci și nu veți intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dumnezeu Atotputernic ne-a explicat clar calea pe care omul va ajunge la adevăr și la viață veșnică. Și ne-a spus în termeni expliciți ce se va întâmpla dacă ne agățăm orbește de Biblie și nu acceptăm pe Hristos din zilele de pe urmă. Da. Și de ignoranță am fi să nu-L acceptăm pe Dumnezeu Atotputernic. Așa e. Amin. Am auzit glasul lui Dumnezeu. Nu ne mai putem agăța de Biblie. Amin. Trebuie să ne supunem lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Amin. Da. Acum înțeleg cu adevărat de ce Biblia spune: cel ce crede în Fiul va avea viață veșnică. Slavă lui Dumnezeu! A crede în Fiul înseamnă nu doar a crede în Domnul Iisus, ci și în a doua venire a sa. Amin. Acceptarea adevărurilor lui Hristos din zile de pe urmă. Amin. Amin. Numai așa vom putea primi calea spre viața veșnică. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu Atotputernic Hristos din zilele de pe urmă a exprimat toate adevărurile ce vor purifica și vor mântui omenirea. Aceste cuvinte sunt abundente, cuprinzătoare și au toată susținerea pe care o oferă Dumnezeu. Ne deschid ochii și ne îmbogățesc cunoștințele. Amin. Amin. Permițându-ne să vedem că Hristos este calea, adevărul și viața. Hristos este calea vieții veșnice. Cuvintele pe care Dumnezeu le-a exprimat în epoca împărăției depășesc cu mult ceea ce s-a spus în epoca legii și în epoca harului. Da, așa e. În special în cuvântările lui Dumnezeu pentru întregul univers, din cuvântul se arată în trup. Dumnezeu se face cunoscut pentru prima oară întregii omenirii. Amin. Amin. De asemenea, este prima dată când omenirea întreagă aude cuvântările Creatorului. Amin. Amin. Acest lucru a trimis unde de șoc în întregul univers și a deschis ochii omului. Aceasta este lucrarea judecății înaintea Marelui Tron Alb în zilele de pe urmă. Amin. Amin. Epoca împărăției este vremea în care Dumnezeu înfăptuiește lucrarea judecății. Și este epoca în care firea dreaptă a lui Dumnezeu se manifestă pentru întreaga omenire. Amin. Amin. Deci, în epoca împărăției, Dumnezeu exprimă cuvântul său, judecând, purificând și perfecționând omul. El trimite tot felul de catastrofe asupra omului, răsplătindu-i pe cei buni și pedepsindu-i pe cei răi. El dezvăluie omenirii dreptatea, măreția și mânia lui Dumnezeu. Toate adevărurile pe care Dumnezeu Atotputernic le exprimă pentru a purifica, mântui și perfecționa omul sunt calea vieții veșnice pe care Dumnezeu o dăruiește omului în zilele de pe urmă. Sunt apa din râul vieții ce izvorăște din tronul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți să părtășiți. E minunat. Slavă lui Dumnezeu. Așadar, în credința noastră în Dumnezeu, dacă vrem să dobândim calea vieții veșnice și să intrăm în împărăția cerurilor, trebuie să acceptăm lucrarea judecății lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, precum și judecata și mustrarea cuvintelor sale. Numai astfel putem să dobândim lucrarea Duhului Sfânt, să aflăm și să înțelegem adevărul, să obținem purificarea și să fim mântuiți. Doar cei ce se supun judecății lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă au dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este o realitate absolută. Amin. Dacă vom continua să ne menținem propriile noțiuni religioase, în cele din urmă noi vom fi cei care vom pierde. Fecioarele înțelepte se concentrează numai pe căutarea adevărului și pe ascultarea cuvintelor Domnului, dar fecioarele nechibzuite ascultă doar descrierile Bibliei, de ideile și imaginația lor proprie, fără să caute adevărul sau să asculte glasul lui Dumnezeu, până ce într-o zi vor cunoaște dintr-o dată nenorocirea cu plânsul și scrâșnirea dinților, dar atunci căința le va fi deșartă. Deci, toți cei care nu-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic vor cunoaște nenorocirile și vor fi pedepsiți. Așa a poruncit Dumnezeu și nimeni nu poate schimba asta. Amin. Amin. În special, cei ce condamnă vehement lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă au fost deja dezvăluiți de Dumnezeu, ca fiind anticriștii zilelor de pe urmă. Aceștia vor suferi pedeapsa veșnică și nu-L vor mai cunoaște niciodată pe Dumnezeu. Amin. Amin. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă este aceea de a tria pe oameni în funcție de natura lor, de a le determina soarta și de a încheia epoca. Amin, amin. Astăzi suntem în măsură să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, fapt prin care am dobândit cu adevărat harul și mila Lui. Aceasta este înălțarea supremă prin Dumnezeu. Amin. Ar trebui să-i mulțumim cu toții lui Dumnezeu Atotputernic. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu Atotputernic! Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu Atotputernic! Slavă lui Dumnezeu pentru harul său! Prin părtășia acestor întâlniri recente, am ajuns să înțeleg mult mai mult adevărul. În ceea ce privește lucrarea de mântuire în trei etape a lui Dumnezeu, substanța lui Hristos, izvorul adevărului și a vieții, precum și calea vieții veșnice, în ceea ce privește toate aceste adevăruri, am o înțelegere clară. Amin. Amin. Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic abundă și au supraviețuirea dăruită de El. Indiferent de dificultățile pe care le avem, putem găsi întotdeauna răspunsul, rezolvarea în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cu cât citesc mai mult cuvântul Lui, îmi dau seama că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr întruchiparea Duhului adevărului. Amin. El ne îndrumă să înțelegem și să punem în practică toate adevărurile, amin, oferindu-ne orice avem nevoie. Da. Amin. Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus. Amin. Amin. Și vine purtând calea vieții veșnice. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Am obținut atât de mult din citirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic în aceste zile. Ați putea spune că am câștigat mai mult în acest scurt timp decât în decenii de credință în Domnul. Dumnezeu Atotputernic a deschis ușa tuturor adevărurilor și tainelor și a elucidat pentru noi toți misterul planului lui Dumnezeu de gestionare de 6000 de ani, misterul întrupării lui Dumnezeu. Povestea interioară și adevărul Bibliei. Da, da, da. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic au rezolvat multe din dificultățile și confuziile pe care le-am întâlnit în credință, permițându-mi să nu mai urmez orbește și să nu mai venerez Biblia. Să înțeleg că Biblia nu are viață veșnică. Doar Hristos este calea, adevărul și viața. Amin. Doar Hristos din zilele de pe urmă poate dărui omului viața veșnică. Amin. Amin. Și numai crezând în El, Dumnezeu Atotputernic, putem dobândi adevărul și viața. Amin. Și acum simt foarte profund că numai credința în Dumnezeul întrupat și experiența cuvintelor și a lucrării lui Dumnezeu întrupat înseamnă adevărata credință în Dumnezeu și ne permite să înțelegem adevărul, să avem o cunoaștere adevărată despre Dumnezeu și să-L ascultăm cu adevărat. Amin. Amin. Doar prin întrăirea credinței în acest fel vom primi aprobarea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Când mă gândesc la credința mea în acești ani, am acumulat atât de multe cunoștințe despre Biblie și totuși nu am avut cea mai mică înțelegere a adevărului. Și nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Când a sosit Domnul, nu numai că nu l-am căutat, ci nu l-am acceptat, dar am folosit cuvintele Bibliei pentru a-i rezista și condamna lucrarea lui Dumnezeu precum un fariseu. Cât am fost de orb, cât de vană mi-a fost cunoașterea de Dumnezeu. O, Doamne, am comis rele atât de mari și totuși Tu nu-ți amintești de nelegiuirile mele, ci mă miluiești și mi-acorzi harul Tău asupra mea, permițându-mi să-ți aud glasul și să văd arătarea Ta, ca să fiu adus în fața tronului lui Dumnezeu și să particip la sărbătoarea nunții mielului. Sunt recunoscător pentru mântuirea lui Dumnezeu Atotputernic. Sunt dispus să mă dedic, să fac tot ce pot pentru a răspândi Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic în lung și în lat.